Bun găsit, dragi iubitori ai fotbalului, vă spune Ilie Dobre, aflat astăzi pe arena bijuterie Steaua, aflat undeva în partea sud-vestică a Bucureștilor. CSA Steaua primește replica progresului Spartak București în cadrul etapei a treia a play-out-ului Ligii a doua, Casa Pariurilor la fotbal. CSA Steaua va linia următoarea formulă în poartă, Horia Iancu. Linia de fundaș, David Maftei, Dean Beța, Kevin Seseri și Adrian Ilie. În linia mediană, Robert Sierra, David Matei și Rareș Ienceanu. În atac, trei vârfuri, Ștefan Drăghici, Bogdan Chipirliu și Ignacio Heras. Antrenor, Daniel Oprița. Pe lista de rezerve a bucureștenilor, Adrian Frânculescu pentru postul de portar. Jucători de câmp, Daniel Vârtej, Adrian Popa, Gianluca Mancuston, Polin Miguelez, Mihai Dobrescu, Valentin Bărbulescu și Alexandru Boiciuc. De asemenea, tot pe lista de rezervă se află și mijlocașul Alin Raicu. Progresul Spartak aliniază formula în poartă Alexandru Soare. Linia de fundaș, Daniel Parfeon, Eduard Radu, Robert Dăducioiu, Andrei Florescu. Linia mediană, Andrei Paliu, Alexandru Crivac și Emilian Pacionel. În atac, tot trei vârfuri, Giovanni Petcu, Matei Andrei și Nicolae Tong. Antrenor, Andrei Eremia. Pe lista de rezerve a progresului, David Dumitrescu, portar, jucători de câmp, Daniel Paraschiv, Răzvan Stângă, Mario Dumitru, Alexandru Bărbuț, Alexandru Sărchinescu, Sebastian Radu, Bogdan Fârțâțescu și Andreea Scritoiu. Meciul dintre CSA Steaua și Progresul Spartak este arbitrat de Mircea Salomir din Cluj-Napoca. La cele două linii, aflându-se arbitrii asistenți, Marius Boce din București și Ceaba Antal din Cluj-Napoca. Arbitru de rezervă, Alexandru Despina din București. Observator din partea Federației Române de Fotbal, Ionel Poclid, delegat de joc din Timișoara, de pe Manuel Begăi, iar observator pentru arbitri, Robert Dumitru din Sfântul Gheorghe. Am intrat în minutul 1 al partidei dintre CSA Steaua și Progresul Spartak București. Scorul este egal, 0-0. Steaua încearcă o acțiune ofensivă pe partea stângă a terenului, s-a aflat Rareș Ienceanu, asta stângă, combinație la marginea careului și 16 metri, intervine acolo și Ștefan Răghici. Mingea este însă recuperată de cei de la Progresul Spartak, se duce însă un foul și va fi probabil o lovitură liberă în favoarea formației bucureștene. Minutul 2 al partidei aici, pe stadionul Steaua, CSA Steaua, Progresul Spartak București, în continuare 0-0 și va fi o lovitură liberă în favoarea formației steliste. De pe partea stângă vor executa bucureștenii această lovitură liberă. Pe partea stângă nu s-a executat încă. Formația Progresul Spartak se repliază în interiorul suprafeței de pedeapsă și acum se va executa această lovitură liberă. Văd și pe Dan Beța, care a venit pentru o eventuală reluare. Lovitură liberă în favoarea formației CSA Steaua, va executa Dean Ilie această lovitură liberă. Nu s-a executat încă. Renunță să efectueze zidul formația Progresul Spartak, o formație care se află pe ultimul loc în play-out. Un singur punct. Lovitura liberă va fi executată peste câteva secunde. Acum se fluieră. Centrare în căreul de 16 metri. Minge se respinsă în corner. Și va fi lovitura de la colț în favoarea formației bucureștene. Lovitura de colț în favoarea bucureștenilor de la CSA Steaua. Cel care se pregătește să execute această lovitură de la colț va fi David Maftei. El va executa cu piciorul stâng. Centrare în careul de 16 metri. A executat până la urmă cu piciorul drept. Mingea rămâne în careul de 16 metri al formației Progresul Spartak. Intervine cu Emilian Pacionel. Pacionel protejează foarte bine balonul. Este întâmpinat acolo de unul dintre atacanții formației bucureștene, în speță Ștefan Răghici. Mingea rămâne însă pe teren, dar acum este expediată în afara terenului și va fi din nou corner în favoarea formației CSA Steaua. Tot Maftei este cel care va executa lovitura de la colț pe partea dreaptă a terenului. Se grupează iarăși cele două formații în careul de 16 metri al formației Progresul Spartak. Nu a executat încă David Maftei. El preferă o pasă la marginea careului spre Ștefan Drăghici. Ștefan Drăghici, posibilitate de centrare în careul de 16 metri, însă nu a fluierat arbitrul acestei partide, de Mircea Salomir din Cluj-Napoca, și va fi reluată executarea loviturii de la colț în favoarea steliștilor. De pe partea dreaptă va executa, vă spuneam, David Maftei. Foarte puțin spectatori în tribune, nu știu dacă sunt 300 de iubitori ai fotbalului. Acum va executa cu piciorul drept. Centrare în careul de 17 metri, este șters însă de fundașul central Eduard Radu. Ajunge la afara careului de 17 metri. A încercat acolo o recuperare Rareș Ienceanu, a pasat înapoi spre Adrian Ilie. Mingea se transmisă spre portarul Horia Iancu. Acesta este purtătorul banderilor de capitan formației bucureștene Steaua. Mingea este transmisă în careul formației Progresul Spartak și intervine golkeeperul acesteia, Alexandru Soare, și reușește să rețină. Mingea a fost expediată
dar rămâne tot în careul de 17 metri. Acum sunt câteva combinații ale celor de la Procesul Spartac, vine pe partea stângă a terenului, dar și în stânga Andrei Florescu, acesta pasează pe stânga Andrei Florescu, schimbă foarte bine acolo cu Robert Răduciu, pasă partea stângă a terenului, deschide partea stângă, atacă frumos pe Procesul Spartac, însă intervine acolo și reușește să închide culoarea de pătrundere fundașul Dan Beța și s-a aflat acolo pe fază și Kevin Seseri și mingea a fost în brațele portarului bucureștenilor de la CSEA Steaua Horia Iancu. Acesta și pasă pe partea stângă, Adrian Ilie, fundașul stânga, la distanță, era întâmpinat acolo de Giovanni Petru și pasează spre portarul Horia Iancu și acesta mai departe schimbă cu Seseri, pasă pe partea dreaptă spre David Maftei. David Maftei pasează tot înapoi, iată combină jucătorii de la CSEA Steaua, mingea este transmis spre centrul terenului, Bogdan Chipiliu s-a aflat pe fază, el pasează acum, alergă Ștefan Drăghiș pe partea dreaptă terenului, mingea este transmisă la Eras, la marginea terenului, balonul a fost contrat și a respins, însă iată, în afara terenului a intervenit acolo, că tot în formație Procesul Spartac, Dănilie Parfeon și mingea a fost recuperată cei de la Steaua, dar au pierdut și posibilitatea de contraatac pentru formația Procesul Spartac, mingea este transmisă însă spre mijlocul terenului, în jumătate de terena formației Procesul Spartac, Răduciu pasează înapoi, schimbă colegul său Eduard Radu rămâne în poziția mingii, pasează undeva spre linia mediană, dar intervine acolo Bogdan Chipiliu, mingea se află în posesia lui, Crivac și balonul a fost recuperat pentru moment de cei de la Steaua, au pierdut foarte ușor și mingea este expediată acum spre Eduard Radu, acesta balon la picior, a pasat spre Dănilie Parfeon și acesta avansează, nu, preferă o pasă spre Pacionel, Emilian Pacionel, fost jucător la Steaua, pasă pe partea stângă a terenului, mingea s-a aflat în poziția lui Răduciu. Răduciu a pierdut, intervenție foarte bună acolo a lui Ștefan Drăghici, acesta pasează înapoi la mijlocul terenului, schimbă cu Robert Sierra la celul terenului, însă intervin foarte bine și reușesc să câștige, iată, jucătorii de la Procesul Spartac încearcă o acțiune ofensivă la 30 de metri de poartă, pasă partea stângă a terenului, mingea în posesia lui Giovanni Petru, acesta scoate-o cu echiper demarcat, îl găsește demarcat pe colegul său, pe, iată, centrare în care o lui Parfion, mingea este reținută însă de portarul formației bucureștene și mingea pe partea stângă încearcă o nouă acțiune ofensivă, mingea s-a aflat în posesia lui David Maftei. Mingea a fost transmisă înapoi spre fundașul central. Seseri acesta îl deschide pe Adrian Ilie, pe partea stângă a terenului. Combine Adrian Ilie cu David Maftei. Mingea este transmisă pe culoarul stâng, posibilitatea centrare. A fost expediat însă balonul prea tare și jucătorii de la Procesul Spartac București l-au interceptat. Mingea se află la fundașul Robert Răduciu. Acesta pasează cu echipierului său, Alexandru Crivac. Mingea este transmisă în afara careului de 16 metri. Balonul este preluat de Pacionel. Pacionel are în față un adversar la reparare Șenceanu. Pasează totuși foarte bine pe partea dreaptă a terenului. Schimbă cu Nicolae Tom. Mingea este transmisă în cercul median și balonul păsește acum la Răduciu. Răduciu a expediat balonul însă fără adresă și mingea a fost expediată încă rău de 17 metri formației bucureștene. A intervenit acolo foarte bine Horia Iancu și a reușit să rețină. Mingea se transmisă pe partea stângă a terenului. Încearcă din nou formația bucureșteană să combine David Maftei. Mingea este luată și este transmisă acum spre fundașul dreapta spre Dan Beța. Mai departe schimbă cu David Maftei. Mingea este la Ștefan Drăghici pe partea dreapta a terenului. Ștefan Drăghici pasează foarte bine, scapă singur pe partea dreaptă, pasă în careul de 17 metri și intervine excelent acolo Dărindă Parfion, capitanul formației Procesul Spartac și expediază balonul cu sete în afara terenului. Era o acțiune extrem de periculoasă în care de 15 metri al formației Procesul Spartac. Mingea din nou la Ștefan Drăghici, aceasta se schimbă cu Maftei. Maftei mai departe, trimite o centrare în care de 15 metri, mingea este respinsă însă de Eduard Radu. Și tot Eduard Radu respinge, a pasat acum spre Răduciu, respinge cu piciorul stâng, mingea este preluată de Robert Sierra. Acesta pasează însă respinge Tong și mingea este transmisă pe partea dreaptă. Din nou Ștefan Drăghici, din nou cerare în careul de 17 metri, mingea este respinsă și corner. A acordat corner Eduard Radu și va fi lovitură de la colț în favoarea formației bucureștene. Iată, pressingul echipei CSEA Steaua continuă, minutul 8 al partidei de pe stadionul Steaua din capitală, dintre CSEA Steaua și Procesul Spartac. În continuare, scorul este egal 0-0 în etapa a treia a play-off-ului Ligii a doua casa pariurilor la fotbal. Meciul este transmis în direct spre regimul Federației Române de Fotbal și al EAD la ProSport. Mingea în careul de 17 metri la ProSport.ro este transmis acest meci pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe la TikTok. Regia tehnică este asigurată de colegul Ciprian Ștefan. Centrare în careul de 17 metri și minge este transmisă în afara careului de 17 metri. Încearcă să rea jucătorii de la Steaua acțiunea ofensivă pe partea stângă. Din nou Maftei pe partea stângă. Transmite o centrare în careul de 17 metri. Cap acum! Gol!
1-0 pentru CSEA Steaua, gol marcat de Ignacio Eras. Așadar, din minutul 9, CSEA Steaua, progresul Spartac 1-0, gol înscris de Ignacio Eras. Acesta a expediat golul cu capul în dreapta portarului formației progresul Spartac București, Alexandru Soare. Deci, din minutul 9, 1-0 pentru formația CSEA Steaua, prin golul semnat de Eras. Am intrat acum minutul 10. Scorul este 1-0 pentru formația CSEA Steaua. Respinge de la... Iată din nou Fortin. Scapă singur acum din nou Eras. A intrat în careul de 70 metri. Șut acum! Pentru CSEA Steaua, autorul golului același Ignacio Eras a șutat tot în dreapta portarului echipei Progresul Spartac. Alexandru Soare n-a mai putut interveni, așadar din minutul 10 CSEA Steaua, Progresul Spartac 2-0, autorul golului al doilea al formației steliste fiind opera lui Ignacio Eras. Minge se transmisă acum în jumătatea terenă formația bucureștene, a respins acolo David Matei. Matei alergă acolo Bogdan Chipiliu, însă nu reușește să intre posiția balonului și scorul rămâne 2-0 pentru CSEA Steaua. În disputat Progresul Spartac București, mingea în posesia formației Progresul Spartac. Danila Parfion, capitanul formației cu balonul la picior, pasează linia mediană, schimbă cu Alexandru Crivac, acesta mai departe îl deschide pe partea stângă a terenului pe Paliu. Minge este întoarsă pentru Eduard Radu și acesta îl deschide din nou pe Danile Parfeon. Avansează, pasează pe jos, intervinție de la CSEA Steaua. Alergă o partea stângă a trenului același Eras. Minge este transmisă însă de Danile Parfeon, de capitanul formației Progresul Spartac, la portarul Alexandru Soare. Am intrat într-un 12 al partidei, 2-0 pentru CSEA Steaua, disputat cu Progresul Spartac, o echipă care, deși este pe postul de purtătoare al antenei roșii, totuși în pântă, nu se retrage în apărare și joacă spectaculos. Sigur că reușește să înscrie rare ori, dar în momentul în care iese la atac, formația Progresul Spartac creează acțiuni periculoase în dispozitivul apărărilor adverse. Mingea partea stângă a terenului s-a aflat pe partea stângă a terenului Adrian Ilie. Acesta a schimbat și mingea a schimbat cu colegul său de pe acea parte, cu Rareșenceanu. Mingea este recuperată însă de Robert Sierra. Acesta mai departe pasează la mijlocul terenului, a schimbat cu colegul său de pe acea parte, cu Robert Sierra. Mingea este transmisă acum la Dean Beța. Dean Beța pasează spre același Robert Sierra, aceasta îl schide la dânul său pe Seseri. Seseri prelungește, pasă pe partea stângă spre Danilia. Danilia mai departe încearcă să deschide foarte bine pe David Mastei. Minge este respins însă de Eduard Radu și formația Progresul Spartac încearcă o acțiune ofensivă din jumătatea proprie, însă s-a făcut un foul, s-a și executat lovitura liberă. Mingea lui Paliu, în posesia lui Paliu, rămâne Emilian Pacionel. Acum Pacionel pasează pe partea dreaptă, îl deschide pe partea dreaptă a terenului pe colegul său de pe cea parte, pe Paliu, încearcă o centrare, însă mingea este expediată de cei de la CSEA Steaua în afară de noi prin Adrian Elie și va fi o lovitură de la colț în favoarea formației Progresul Spartac. Merge să execute Emilian Pacionel această lovitură de la colț pentru Progresul Spartac. Insistă formația antrenată de Andrei Eremia pentru a marca un gol. Să vedem minutul 14 al partidei, în continuare CSEA Steaua, Progresul Spartac București 2-0, cele două goluri fiind opera lui Ignacio Eras în minutele 9 și 10. Acum Pacionel execută lovitura de la colț de pe partea dreaptă a terenului. Întreaga echipa Progresul Spartac este masată în careul stelei. Centrarea în careul de 70 metri, minge este respinsă însă fără probleme de Dan Beza. Minge este tindeat pe partea stângă, insistă acolo Rareș Enceanu, scapă singur, sâșnește însă intervine foarte bine de fața sa. Are Sanu Soare, acesta a schimbat cu Emilian Pacionel, pasă partea dreaptă spre Parfeon. Parfeon mai departe deschide pe partea dreaptă a terenului pe Nicolae Tong. Minge este transmisă acum în jumătate terenă formației bucureștene, combine jucătorii de la Progresul Spartac pe partea dreaptă a terenului din nou. Însă acum minge este transmisă în careu, șut acum și blochează portarul formației săliste Horia Iancu.
s-a produs și un fault, intervine centralul partidei, se resimte acolo și Dan Beța, fundașul central al echipei CSEA Steaua, și va fi o lovitură liberă în favoarea formației CSEA Steaua. Din interiorul careului de 16 metri al acestei formații, am dat în minutul 15 al partidei CSEA Steaua, progresul Spartak 2-0. CSEA Steaua ocupă locul al doilea în clasament cu 31 de puncte, gol averaj plus 2 în grupa B a play-out-ului Ligii a doua, Casa Pariurilor la fotbal. Vă spuneam că meciul este transmis în direct la ProSport pe canalele Facebook, YouTube cu secvență la TikTok, regia tehnică instrumentată de colegul și prietenul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rodăreanu și Florina Gomoescu, trioul editorial, director editorial Adrian Artene, Andrei Trifan, redactor șef, și Mihai Ianuș, producător general. Umiditatea aici în București este de 49%, vântul bate cu 3 km pe oră, temperatura indică 19 grade Celsius. Gazonul arenei din Ghencea se află în condiții impecabile. În tribune, vă spuneam, foarte puțină lume, dacă sunt la ora actuală 700 de iubitori ai fotbalului. În orice caz, meciul este din nou oprit. Meciul se dispută pe Arena Steaua, un stadion inaugurat, refăcut, bineînțeles, la 7 iulie 2021. Vă reamintim, Steaua atunci, fiindcă așa se numea, a învins pe OFK Beograd, o redutabilă echipă din Serbia, cu scorul de 6-0. Fostul stadion a fost inaugurat, culmea, tot la un meci dintre Steaua și OFK Beograd, la 9 aprilie 1974, atunci scorul a fost nedecis, 2-2. S-a repus între timp balonul în joc, ajunge la Adrian Ilie, acesta l-ar avea în față pe Limean Pacioner, pasează spre Rareșenceanu, partea stângă a terenului, insistă Rareșenceanu, intervine acolo și Bogdan Chipiliu, mingea este, rămâne Rareșenceanu, pasă însă spre Robert Sierra, acesta pe partea dreaptă, balonul ajunge la David Maftei, atac al formației bucureștene, pasă la marginea careului, Robert Sierra, centrare în careul, se trece metri, transmisese o pasă cu adresa Bogdan Chipiliu, însă mingea a fost receptate de cei de la Progresul Spartak și acum din nou aceștia încearcă o acțiune ofensivă. S-a aflat Matei Andrei, a pasat la cercul median, însă s-a făcut un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartak. Îl văd pe Andrei Florescu, acesta avansat, este pe post de extrema stângă acum în cadrul formației sale. S-a produs însă un foul, a fost faultat din mile parfeun și va fi lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartak. S-a și executat mingea la Pacionel. Pacionel pasează pe partea dreaptă, schimbă cu Alexandru Crivac. Crivac la minge, la dintr-o pasă partea stângă, îl deschide pe Andrei Florescu. Foc cu piciorul stâng, dar o execuție imprecisă a lui Andrei Florescu și mingea a ieșit în afară, stângă, va fi repusat din colțul care lui mic. Minutul 17 al partidei dintre CSEA Steaua și Progresul Spartak București, în continuare avantaj al Stelei, cu 2-0 conduce pe Progresul Spartak, cele două goluri fiind opera lui Ignacio Eras. Mingea se află acum la portarul lui Horia Iancu, acesta a fost deposedat, iată, a fost deposedat acolo de Matei Andrei și Petru n-a fost chiar atent, au respins însă cei de la Steaua în afară terenului. Mingea pe partea stângă din nou, îndreptă atât formației Progresul Spartak, iată, Paliu transmite un pas spre marginea care se întâlnește, Andrei Florescu intervine, câștigă, pasă partea stângă a terenului, intervine și acolo și Robert Răduceoiu, câștigă, mingea este respinsă de Eras, respinge cu capul, mingea a fost luată și iată, Rareșenceanu îl deschide pe partea dreaptă pe Ignacio Eras, din fața sa se interpune acolo și reușește să respingă formația gazdă prin Nicola Stong. Mingea este preluată însă de bucureștean care se află prin Emilian Pacionel, undeva în jumătatea proprie, în cercul median. Acum Emilian Pacionel rămâne în posesia balonului, mijlocașul formației Progresul Spartak, ca să facă stângă spre Andrei Florescu. Toc cu celul drept, marginea carului pe partea stângă, are posibilitatea pătrului de dribbling-uri. Pasă pe culoar, în care de Sergiu Mele. Și acum! Manul trece însă la vreo 4-5 metri de stâmpul din dreapta pe formației bucureștene. L-a deschis excelent Andrei Florescu acolo pe o echipă de pe Matei Andrei, însă șutul acestuia nu a avut precizie și mingea a fost expediată pe lângă stâmpul din dreapta pe formației bucureștene. Faza se consumă în minutul 18 al întâlnirii, scorul este nemodificat. 2-0 pentru Steaua în disputa cu formația Progresul Spartak București. Am intrat în minutul 19 al partidei, în continuare 2-0 pentru formația bucureșteană. Deci iată, a avut o oportunitate și Progresul Spartak prin Andrei Matei, însă scorul rămâne nemodificat, prin partea stângă a terenului. Se află Rareșenceanu, acesta pasează, schimbă cu colegul său, cu David Maftei. Mingea este expediată acum pe partea dreaptă spre David Matei. David Maftei pasează spre Ștefan Răghici, Ștefan Răghici are în față un adversar, pasează pe culoare spre David Maftei, centrare în careul de 16 metri, CSEA Steaua își dorește în mod expres
un festival de goluri, însă deocamdată conduce doar cu 2-0. Mingea este recuperată acolo de Mercier, acesta a schimbat cu Dan Beța. Mingea ricoșează, se expedă pe partea stângă spre Adrian Ilie și acesta schimbă cu Seseri. Seseri mai departe pasează spre Dan Beța. Dan Beța, jumătate proprie, pasează la mijlocul terenului. Jocul are ritm, este un meci plăcut. Replica echipei, progresul Spartak este una peste așteptări, deși scorul este nefavorabil. Conduce CSA Steaua cu 2-0. Minge partea stângă, terenul are Șenceanu, scapă singur partea stângă, se ridică Stafanionul la margine. Arbitru asistent Marius Boce din București ridică Fanionul, iar centralul Mircea Salomir din Cluj a dictat lovitura liberă pentru formația bucureșteană, s-a și executat. Mingea în posesia formației progresul Spartak, este transmis mingea, este transmisă mingea spre Robert Răduceoiu și acesta a pasat spre mijlocul terenului, a schimbat cu Crivac, îl primește Răduceoiu, pasă spre Andrei Florescu, acesta este presat, încearcă să-l întoarcă pe jucătorul de la Steaua, pe David Maftei, a izbutit mingea, ricoșează acum la Robert Răduceoiu, Răduceoiu mai departe pasează în mijlocul terenului, mingea se află în posesia lui Emilian Pacionel, acesta îl deschide pe partea dreaptă spre Giovanni Petcu, Giovanni Petcu rămâne în păstă balonului și schimbă acum din nou cu Pacionel. Pacionel sub marginea care 10 metri. Mingea se află Matei Andrei, acesta pasează pe culoare. Mingea în care șută acum și balonul trece pe lângă stâlpul din stânga la o jumătate de metru. Lovitură de la colț în favoarea formației progresul Spartak, era cât pe ce să fie un autogol și iată, va fi o repunere pentru formația progresul Spartak. Lovitură de la colț pe partea dreaptă, va exista tot Emilian Pacionel. În minutul 21 al partidei se consumă această fază și iată o nouă ocazie la poartă formației CSA Steaua. Emilian Pacionel va executa această lovitură de la colțul terenului. Așteaptă pasa acolo, așteaptă o centrare Matei Andrei, vârful de lanț al echipei progresul Spartak. Centrare în care respinge cu capul însă de acolo Ștefan Drăghici, tot el intervine a doua oară și câștigă. Pasă însă, dar recuperează Emilian Pacionel. Pacionel își pregătește șutul, este între doi adversari și pasează pe partea dreaptă, schimbă cu Parfion, acesta mai departe îl deschide pe partea dreaptă terenului pe Nicola Stone. Pasă în careul, se dezmetre o centrare în careul formației bucureștene, CSA Steaua, mingea a fost respinsă și intervenește Emilian Pacionel. Balonul ajunge acum la mijlocașul Privac pe partea centrală, o centrare în careul, 10 metri și mingea a fost însă transmisă fără adresă și va fi repusă din colțul care mic. S-au scurs 21 de minute din meciul de la de pe stadionul din Bulevardul Ghenci al Bucureștilor. CSA Steaua, progresul Spartak în continuare 2-0. Un meci care este transmis în direct cu sprijinul de așa Federației Române de Fotbal în direct la ProSport.ro pe canalele Facebook, YouTube și cu secvențe pe TikTok. Regia tehnică este asumată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rodăreanu, Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianoș. Meciul este iarăși oprit, s-a produs un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației bucureștene, 1.45 de grade. Să vedem dacă va fi, cred că foul va fi, va executa David Maftei, dar la vreo 5-6 metri de linia care marchează centrul terenului. Pentru 22 al partidei în continuare, CSA Steaua, progresul Spartak, scorul este 2-0 pentru formația bucureșteană. Lovitură liberă în favoarea acesteia. Nu s-a fluierat încă, arbitrul acestei partide, Mircea Salomir, nu a fluierat încă executarea acestei lovituri libere. Și iată jucătorul care a fost voltat de la CSA Steaua în speță, David Maftei, primește îngrijiri în afara terenului. El va reintra în formația sa, mingea este expediată în stacul spre Seseri, acesta îl deschide pe partea stângă a terenului pe Bogdan Chipiriu, va pasează, pasă pe culoare, spre marginea calului, spre rare și în cealaltă, în terenul se desmetri, se sizează acolo intenția de lui Parfum și acesta reușește să respingă, mingea este receptată totuși de cei de la CSA Steaua, toți Seserii, Seserii rămâne în posibarul lui, a pasat în cercul median lui Dan Beța, dar Beța mai departe pasă pe partea dreaptă spre David Maftei, deschidere pe culoare acolo, tot pe flancul drept spre Ștefan Răghici, acesta se întoarce, era flancat de un jucător, era flancat acolo de Răduceoiu, mingea se spedete pe partea dreaptă, combină jucătorii de la CSA Steaua, mingea ajunge acum la David Maftei și acesta mai departe transmite în cercul median, exact unde se află acolo colegul său David Maftei, mingea pe partea stângă a terenului, iată atacul, formația stea mingea, centrare în care, Adrian Ilie, centrare în care, 12 metri, respinge să foarte bine acolo, Robert Răduceoiu, mingea este transmisă tot în careul formației bucureștene, intermine, se înalță acolo foarte bine portarul Alexandru Soare și reușește să rețină, se află pe fază acolo și Eduard Radu, mingea a fost până la urmă respinsă de cei de la progresul Spartak. Minutul 24 al partidei în continuare, CSA Steaua, progresul Spartak, 2-0. Mingea în afara careului de 70 metri, s-a aflat pe posiția lui Eduard Radu, acesta a schimbat cu Dănilă Parfion. Parfion își caută cu piept de marcat.
nu găsește deocamdată, întoarce din nou pentru Eduard Radu și acesta de la distanță spediază balonul spre portarul Alexandru Soare. Soare mai departe în afara careului se petrece de frăsare, după ce se fie intervenția celor de la Chisea Steaua, mingea la Ștefan Dinghici, acesta nu reușește să stopeze balonul, fiindcă a intervenit excelent acolo Matei Andrei Cotil în plasa balonului. Avansează acum Andrei Florescu, acceptă pasă pe partea stângă a terenului. Mingea a fost în posesia lui Alexandru Crivac pe partea stângă a terenului și pasă în careul pe culoare. La marginea careului se încearcă o centrare, intervine excelent acolo Horeancu și reușește să rețină în fața lui Andrei Crivac. Iată încă o acțiune a formației. Pentru că Spartac la poarta formației bucureștene a fost cam a treia, dacă eu am reținut bine. Mingea partea stângă, Rareșenceanu pasă pe culoare. La marginea careului Bogdan Chipiliu, în careul de 17 metri, Bogdan Chipiliu și cade. Dar fără a fi faultat, arbitrul acestei partide, Mircea Salomir din Cluj, era pe fază, să-i acordăm credit și va fi o repunere doar din colțul terenului mic. S-au scurs 24 de minute și 40 de secunde din jocul dintre Chisea Steaua și Progresul Spartac București. În continuare, avantaj de partea Stelei cu scorul de 2-0. Mingea se află în posesia bucureștenilor de la Progresul Spartac. Răducioiu a pasat lui Eduard Radu. Eduard Radu pasează, schimbă cu Emilian Paciunele, se cu spate la poarta adversă. Mingea este recuperată însă de Ștefan Drăghici, acesta a pasat și mingea la Robert Sira, reprimește Ștefan Drăghici, acesta avansează, pasă pe partea dreaptă, atacă formației bucureștene, centrarea lui David Matei, care are 16 metri, observă portalul formației, e propriu Spartac, Alexandru Soare, mingea în afara, care are 16 metri, revine Steaua prin Rareșenceanu, câștigă, minge este transmis înapoi spre Robert Sierra, pasează lui Ștefan Drăghici are în față doi adversari, rămâne posesia balonului jucătorul de la CSA Steaua, pasă partea stângă, îl deschide Adrian Ilie, acesta retransmite pasa spre același Ștefan Drăghici, minge este transmis acum din nou spre Rareșenceanu, la 30 de metri de poartă, unde 30 de grade, pasă însă spre David Matei și acesta pasează din prima atingere a balonului, îl deschide pe David Matei care a ratat startul și mingea va fi repusă de la margine de formație a Progresului Spartac București. Minutul 26 al partidei în Ghencea, CSA Steaua, Progresul Spartac, în continuare 2-0, este firește o diferență între cele două formații, mingea la David Matei, pas la marginea careului, Bogdan Chipiliu respinge însă de lângă Parfeon, foarte bine a intrat acolo și Paliu, mingea este în posesia bucureștenilor de la Progresul Spartac. Și iată o intervenție acum a lui Eras, Ignacio Eras, pasă însă în careul de 17 metri, dar nu se află acolo Bogdan Chipiliu și mingea a fost reținută de portarul formației Progresul Spartac de Alexandru Soare. Am intrat în minutul 27 în întâlnirii de aici din Ghencea, de pe stadionul Bijuterie Steaua din capitală. CSA Steaua, Progresul Spartac în continuare 2-0 și se profilează o acțiune ofensivă. Emilian Paciunel pasă partea stângă, schimbă cu Giovanni Petcu. Petcu rămâne în posesia balonului, a câștigat duelul cu Chipiliu. Avansează Petcu din nou, dribling-ul în care își merge pe lei. Pasă însă total neinspirat a fost jucătorul de la Progresul Spartac. Petcu a pasat înapoi și mingea a fost recuperată de cei de la Steaua, dar greșește acum și Ignacio Heras. Șută cu noi distanță! Pe lângă stârpul din treapta și va fi corner. Iată o nouă opțiune prin surprindere. S-a șutat de la distanță, a șutat acolo Andrei și va fi lovitură de la colț în favoarea formației Progresul Spartac. Minutul 28 al întâlnirii, în continuare CSA Steaua, Progresul Spartac, de etapa a treia a play-out-ului Ligii a doua la fotbal în grupa B, CSA Steaua, Progresul Spartac, 2-0. Lovitură de la colț în favoarea formației Progresul Spartac, merge de această dată să execute Giovanni Petcu, nu mai execute Emilian Paciunel. Să vedem toate, după toate probabilitățile, va fi o centrare înaltă într-adevăr. Mingea a fost trimisă înaltă în careul, respinge CSA Steaua. În afară careul respinge acum și David Maftei. Mingea este preluată de Răducioiu, pasă partea stângă în careul de 17 metri și jocul continuă. A crezut un jucător de Progresul Spartac, el a solicitat penalti. Însă, aproape de fază, arbitrul acestei partide, Mircea Salomir, protestează jucătorul de la Progresul Spartac care a căzut, dar a fost Matei Andrei, însă nu a fost nici cum penalti și va fi lovitură liberă în favoarea formației CSA Steaua. Am intrat în minutul 29 al întâlnirii aici în Ghencea, în continuare avantaj de două goluri în disputa dintre CSA Steaua și Progresul Spartac. Mingea va fi repusă în joc de portarul formației steliste de Horia Iancu. CSA Steaua, vă spuneam că este locul al doilea în grupa B a play-out-ului. Are același număr de puncte ca și Concordia Chiajna, însă Concordia Chiajna are un singur meci, a stat în a doua etapă. Steaua a marcat două goluri și n-a primit niciunul. Acum am înscris încă două și se află la plus 4.
La adevăr, mingea este respinsă însă de cei de la Steaua și atacum o pasă spre mijlocul terenului. Eras, însă a fost faltat, intervine centralul partidei, a fost faltat exact în cercul median și va fi o lovitură liberă în favoarea formației CSA Steaua. Minutul 29 al partidei, vă spuneam, lovitură liberă în favoarea formației CSA Steaua, în disputa cu Progresul Spartac. Este un timp admirabil pentru fotbal, cerul este senin, 19 grade, vă spuneam, mingea a fost transmisă spre Dean Beța. Dean Beța pasă spre Ștefan Răghiș, Ștefan Răghiș pe partea dreaptă, cred că va expedia spre David Matei, într-adevăr David Matei, între trei adversari, schimbă cu acela Ștefan Răghiș. Steaua rămâne poziția balului, spre marginea carelui, pasă pe partea dreaptă terenului, mingea se află poziția lui David Matei, o centrare în careu și intervine acolo și execută Eduard Radu, a acordat corner, nu cel care a expediat balonul în afară, nu a fost Robert Răduciu și va fi lovitură de acolo în favoarea formației CSA Steaua. Tot David Matei execută de pe partea dreaptă, doar patru jucători ai stării se află în careu de 16 metri al progresului Spartac. Din București va executa deci David Matei pe partea dreaptă, centrare în care de 16 metri, minge este respinsă însă de Eduard Radu, în afara care de 16 metri, preiau jucătorii de la Steaua, balul se află pe seara lui Ștefan Drăghici, acesta încercă un dribling, rămâne pe seara lui, a câștigat duelul cu Patrinel, șut acum piciorul stâng, șut defectuos, mingea trece la vreo 15 metri de stâlpul din dreapta, pe formație progresul Spartac, au mai venit ceva suport în tribune, în orice caz, numărul acestora nu depășește, cred eu, 700. Mingea posesia lui Robert Răduciu, acesta a ieșit în afara profeției de pedeapsă. Pasează foarte bine undeva spre mijlocul terenului. Balonul este întors spre Răduciu. Răduciu mai departe schimbă partea stângă. Balonul a fost expediat spre stânga, spre Giovanni Petcu, însă au întâlnit cei de la Steaua, au câștigat. Mingea se află posesia lui Dean Beța, acesta îl pasează spre Seseri. Mingea este transmisă însă spre Robert Sierra. Robert Sierra pasează partea stângă spre Adrian Ivie. Adrian Ivie pe flancul stâng, presat acolo, transmite presat de Paliu, pasează spre colegul său, Seseri, și mingea este retransmisă spre acela Seseri. Seseri schimbă cu Dean Beța. Dean Beța intervine și pasează pe partea dreapta terenului. Iată din nou Robert Sierra. Robert Sierra este flancat de doi jucători. Pasează, schimbă foarte bine și scapă. Acum se jește pe partea dreapta. Este singur David Matei. Se apropie de marginea care se duce pe tatăl din careu. Se duce pe tatăl. Cerare careu și luftează fantastic acolo Bogdan Chipiliu. Ce ocazie pentru formația bucureșteană în minutul 31 al partidei. David Matei țâșnise singur, a centrat în careul de 16 metri, au luptat atât Bogdan Chipiliu cât și Rareș Enceanu și faza se consumă în minutul 32 și rămâne, iată, 2-0 pentru CSA Steaua, care s-a aflat la un pas de a înscrie încă o dată. Minge o partea dreaptă, în direcția dreaptă ca formație progresul Spartac, intervine foarte bine acolo Adrian Ivie, pasează înapoi spre portarul Horeancu și acesta deranjează terenul. Balul a fost lovit cu capul acolo de Ignacio Eras pe partea stângă a terenului. Rareș Enceanu în cercul median pasă spre David Matei. David Matei pasează spre David Matei. Mingea este transmisă întoarsă spre Ștefan Răghici, acesta presat pasează tot înapoi spre Dan Beța. Iată scapă din nou pe partea dreaptă David Matei, se apropie de marginea careului de 17 metri. Pasă pe culor, n-a sesizat de intenția acolo colegul său David Matei. David Matei i-a pasat pe culor și era o situație extrem de periculoasă, însă a fost acolo cam neatent la această fază David Matei și mingea a fost recuperată de cei de la, iată, de la progresul Spartac. Pasă în partea dreaptă, balonul se află în posesia lui Andrei Paliu, întoarce pentru Dănile Parfeon. Parfeon mai departe combină, pasează în cercul median, mingea lui Emilian Pacionel. Descrie pe partea stângă spre Giovanni Petcu, scapă singur, extrema stângă formației progresul Spartac, pasează înapoi. Din nou, combine jucătorii de la progresul Spartac, balonul posesia lui Răduciu. Răduciu mai departe, schimbă cu Pacionel, Pacionel pasează spre Cliva, Cliva mai departe, el deschide pe Robert Răduciu. Pasă partea stângă a terenului, din nou Giovanni Petcu, se interpune pe tractorul bolului și extrem cu pietul în afară terenului Ștefan Drăghici. Aut în favoarea formației progresul Spartac, s-a și repus mingea de la margine. Balonul posesia lui Răduciu, Răduciu mai departe, pasează pe partea stângă a terenului, mingea a fost respinsă și iată cei de la Steaua încearcă acțiune ofensivă. Deschide pe partea dreaptă, alargă acolo Ștefan Drăghici, să vedem dacă va avea suflul necesar. Trebuie o centrare în careul de 17 metri la Rareș Enceanu, prea tare însă, alergă Rareș Enceanu, reușește să stopeze balonul, dar în afara careului de 16 metri. Rămâne poziția balonului, pasează înapoi spre Robert Sierra, retransmite pasa din Enceanu, schimbă cu Chipiliu la marginea careului, în careul de 17 metri, respinge însă foarte bine acolo Eduard Radu, scoate până la Emilian Pacionel, Pacionel mai departe, pasează pe, nu pasează, rămâne poziția balonului Emilian Pacionel, mijlocașul formației progresul Spartac și abia acum schimbă cu Răduciu, Răduciu mai departe cel cu median, deschide pe
Colegul său de pe acea parte, spre Arsenu Crivac, pasă pe partea dreaptă a terenului. Mingea posesie lui Milan Pacioner, din nou transmite o diagonală. Pe partea dreaptă largă Matei Andrei, pe partea dreaptă a terenului. În marginea care o așteptă Cibetin. Intervine însă și expediază balonul Andrei Ilie spre portarul Corea Iancu. Reprimește Adrian Ilie, este întâmpinat acolo de Andrei Paliu. Disputa între cei doi continuă și mingea a fost expediată în afară terenului și va fi out în favoarea formației bucureștene. Paliu este cel care a expediat-o în afară terenului și va fi o repunere de la margine în contrul formației CSEA Steaua. Am intrat în minutul 34 al partidei, în continuare 2-0 din disputa dintre CSEA Steaua și Protosul Spartac București. Steaua deține, bineînțeles, inițiativa, dar se transmit uneori pasele în mod eronat. Iată balonul s-a acum arăt și în cerul. Pasă deschidere pe partea stângă a terenului. Alergă pe partea stângă a terenului Robert Sierra, rămâne posesia balonului. Nu are cu cine să combine, acum îl găsește pe Robert Șințanu. Acesta este neatent, este depozat foarte ușor de Alexandru Crivac și mingea este transmisă spre Pacioner. Pacioner rămâne posesia balonului. A încercat un dribling spectaculos, i-a reușit și mingea este spediată pe partea dreaptă a terenului spre Emilian Pacioner. Din nou balonul posesia lui Pacioner, pasă pe partea dreaptă, schimbă cu Paliu, Paliu Andrei Paliu stopează balonul. Cred că va pasa tot înapoi, este presat, pasează spre Crivac, însă se afla în afara terenului și va fi out în favoare, va fi lovitură liberă în favoarea formației CSEA Steaua. Am intrat în minutul 35 al partidei CSEA Steaua, Protosul Spartac București, scorul este nemodificat, 2-0 în favoarea echipei CSEA Steaua, într-un meci spectaculos, firește că și replica, a spus echipei Protosul Spartac, este una peste așteptări, fiindcă nu este o dominare netă a Stelei. Mingea o partea stângă, stop cu pietul la Redan Ilie, acesta deschide pe Rare Șinceanu, are posibilitatea pătrunde pe partea stângă, dar nu știu dacă va avea viteză necesară, schimbă cu Tipiliu, lasă balonul pentru Eras, Eras a încercat să retragă zăpata, balonul revine la Eras, vin pasa de la Parfeol, pasă pe partea dreapta terenului, mingea s-a făcut posesia lui David Maftei, centrare în careul de 17 metri, a încercat să rea acolo cu capul, spectaculos, Bogdan Tipiliu, nu a izbutit și mingea a fost expediată în afară, nu va fi repusă tot de formații acestea Steaua, întrucât n-a atins niciun jucător al Protosului Spartac balonul care s-a spus în afara terenului. Până la urmă văd că se dictează invers, repunde de la margine în favoarea formației Protosului Spartac. Cine știe, poate nu am văzut eu exact, mingea este transmisă spre Andrei Paliu. Rămâne posesia balonului jucătorul de la Protosul Spartac, este în dispută cu doi jucători. Trece spectaculos, însă transmite balonul neatent în afara terenului. Aută într-o formația CSEA Steaua, Adrian Ilie este cel care va repune de la margine, așteaptă pasa Seserii. Dar cred că va primi până la urmă Robert Sierra, într-adevăr, mingea tot la Adrian Ilie, schimbă cu Seserii, transmite un balon cu piciorul stâng pe partea stângă a terenului și intervine acolo la Dănindă Parfeon, capitanul Progresului Spartac și expedieza mingea în afara suprafeței de joc. Minutul 37 al partidei, în continuare CSEA Steaua, Progresul Spartac București, scorul este egal, este 2-0 pentru formația CSEA Steaua. Mingea este transmisă spre David Matei, David Matei, jumătatea proprie, de la distanță, expediază mingea spre portarul Horea Iancu. Acesta mai departe îl deschide pe Dean Beța, intervine la pressing pe partea stângă acolo, dar nu izbutește Andrei Florescu, mingea este transmisă acum spre David Matei. David Matei câștigă disputa pentru balon acolo cu Crivac, mingea este transmisă acum din nou, undeva în jumătate de an formației bucureștene, CSEA Steaua, mingea este transmisă acum de Ștefan Drăghici, înapoi spre Dan Beța și acesta îl deschide pe Seserii. Seserii mai departe, schimbă cu David Maftei, acesta îl deschide pe partea stângă pe Adrian Ilie, are posibilitatea pătrunde, desigurie pe partea stângă a terenului, se întoarce, însă nu cred că avea viteza necesară de reacție, mingea a fost transmisă acum spre Robert Sierra, pasă dincolo de cerul terenului, intervenție însă sigur acolo a lui Robert Răduceu și mingea este expediată spre Alexandru Soare. Soare a ieșit cu balonul, nu a ieșit deocamdată, acum a ieșit în afara suprafeței de pedeapsă, pasă pe partea stângă a terenului, mingea a fost transmisă pe partea stângă spre Pacioner, pe partea stângă a terenului și iată, mingea este expediată însă de vârful de atac al bucureștenilor de la Protosul Spartac de Matei Andrei în afara terenului. Și iată o modificare în formația bucureșteană. David Maftei accidentat. Este înlocuit cu locul său invers jucătorul numărul 17, Alin Raicu. Avea senzația că va fi introdus pe tren Adrian Popa, însă Alin Raicu l-a înlocuit pe David Matei. Este o schimbare post pe post, minutul 38 al partidei.
Mingea a fost repusă în joc, au câștigat cei de la Progresul Spartac. Mingea pe partea stângă a terenului se află Matei în posesie balonului. Matei avansează, așteaptă pasa, dar mingea se sprintează spre Giovanni Petcu. Petcu mai departe schimbă cu Pacionel, Pacionel pe partea dreaptă îl schimbă pe Paliu. Andrei Paliu alergă, se dispută pentru balon acolo cu Adrian Ilie. Câștigă jucătorul de la Progresul Spartac, rămâne în posesie balonului Adrian Paliu pe partea dreaptă, flacul drept, însă pasează înapoi spre Emilian Pacionel, însă tot Paliu. Acum a fost o neatenție acolo la Adrian Ilie, mingea este transmisă undeva spre mijlocul terenului și balonul în posesia lui Eduard Radu schimbă de pe partea dreaptă, deschide pe Alexandru Trivac, așteaptă pasa și Nicolae Tonga pe partea dreaptă a terenului. Mingea este transmisă pe partea dreaptă, iată Tonga este în careul formației CSEA Steaua, însă mingea a fost expediată tot spre Paliu. Așa acum combine jucătorii de la Progresul Spartac, mingea pe flancul drept în direcția de atac a formației Progresul. Mingea este transmisă acum spre mijlocul terenului, a intrat acolo foarte bine Eduard Radu, a pasat pe partea dreaptă, posibilitatea de centrare de pe partea dreaptă a terenului, centrare în careul de 17 metri, a încercat să rea acolo Alexandru Crivac, venit în linia de atac a formației sale, mingea însă a fost expediată în afara terenului și va fi repunere de la marginea din nou pentru formația CSEA Steaua. S-au scurt 39 de minute și 15 secunde din jocul de pe arena din Bulevardul Ghencea a Bucureștilor dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. În continuare, avantaj de 2 goluri în contul formației CSEA Steaua. Au marcat steliștii prin Ignacio Eras în minutele 9 și 10. 2 goluri spectaculoase, unul după altul. Primul a fost marcat cu capul, al doilea cu piciorul drept. Mingea, după ce să se declanșeze o acțiune ofensivă rapidă a celor de la CSEA Steaua, însă a intervenit foarte bine acolo Dicioiu și a expediat mingea în afară terenului. Repunere de la margine, Ștefan Răghici în posesia balonului. În apropiere se află Robert Sierra, mingea a fost expediată înapoi spre Dean Besa, așa ce s-a deschide pe Seseri. Seseri pasează pe partea stângă a terenului, pasă spre Adenivie mai departe, pasează pe partea stângă spre Răieșenceanu, prea tare pasa și imprecisă pe deasupra și mingea va fi repusă de formația Progresul Spartac București. Dragi iubitori ai fotbalului, am intrat în minutul 41 al partidei, am intrat în ultimele 5 minute din primul etan. S-a produs și un fault acum și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Se ridică jucătorul care a fost faultat și mingea a fost repusă în joc, Emilian Pacionel. Pacionel rămâne posesia balonului, a încercat acolo să deposedeze Alin Paicu, n-a reușit, mingea pe partea stângă a terenului. Balonul posesia Răduciu, a schimbat cu Andrei Florescu. Mingea este transmisă spre Pacionel, Pacionel caută jocul, însă continuă. Mingea la Eras se deschide pe Răieșenceanu pe partea stângă a terenului. Alargă Răieșenceanu, însă este dispută cu portarul formației Progresul Spartac cu Arsenu Soare. Acesta expediază balonul cu sete în afară terenului și va fi out în favoarea formației bucureștene. Iată de la CSEA Steaua, încă o acțiune periculoasă, mingea la Bogdan Chipirliu. Este între 2 jucători, a pasat însă cu spatele, mingea este receptată însă de Nile Parfion, respinge și mingea este expediată de Adrian Ilie în afară terenului și va fi out în favoarea formației Progresul Spartac. Minutul 42 al partidei, metat în ultimele 4 minute ale primei părți a întâlnirii, aici în Ghencea, CSEA Steaua, Progresul Spartac în continuare 2-0 și va fi o repunere de la margine în favoarea formației, nu, o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Lovitură liberă în favoarea echipei antrenate de Andrei Iremia, nu se execută încă, o va executa lovitura liberă de Nile Parfion. Tot el primește balonul acum de la colegul său, de la Andrei Paliu, mingea a fost expediată spre Alexandru Soare și acesta deschide pe Eduard Radu. Pasă partea stângă spre Robert Răducioiu. Robert Răducioiu schimbă la rândul său, deschide pe Andrei, primește Răducioiu. Reprimește Răducioiu, Răducioiu pasează spre Pacionel. Intervine însă excelent acolo Paliu, reușește să câștige. Mingea este expediată acum spre Dan Beța de la distanță. Pasă spre Seseri și acesta, presat acolo de Matei Andrei, expediază mingea spre portarul Horeancu. Îl deschide la rândul său pe Adenilie pe partea stângă, pasă înapoi spre Seseri, Seseri respinge cu piciorul stâng, însă cred că tot fără adresă, într-adevăr, o execuție tehnică imprecisă a lui Kevin Seseri și mingea va fi repusă de formația Progresul Spartac. Paliu acum transmite înapoi spre Parfion, mingea este receptată de Eduard Radu și acesta are posibilitatea de a avansa, deocamdată pasează, preferă o pasă undeva spre colegul său care se afla pe acea parte, spre Clivac, mingea este retransmisă spre același Radu mai departe, a schimbat cu Emilian Pacionel, pasă însă balonul pe partea stângă, Clivac s-a aflat în posesia balonului și balonul ricoșează acum pe partea dreaptă, la Denila Parfion așteaptă pasa Clivac, mingea este transmisă spre Eduard Radu în cercul median, jucătorii de la Progresul Spartac, iată, atacă acum cu fundașii undeva spre centrul terenului. Dincolo de centrul terenului se află acum Răducioiu, primește pasa,
greșește pasa, intervenție foarte bună acolo, dar greșește la lungul stiuata. Intercepția lui Andrei Florescu, se apropie de marginea carului, 70 metri. Andrei Florescu are posibilitatea pătrunde, pasă în care 70 metri, șut al cuiva Matei Andrei, contrează jucătorii de la Steaua, mingea este transmisă, se duce un foul, jocul continuă, avantaj. Mingea la Andrei Florescu, acesta pasează din nou spre colegul său, spre Andrei Crifac, mingea o partea dreaptă a terenului, alergă acolo și reușește să intre posibilul lui Paliu. Mingea a fost, cred că va fi transmisă înapoi, spre marginea carului, respinge însă Robert Sierra. Posibilitatea lui Bogdan Chipirliu de așa o acțiune pe contraatac, însă minge este stopată, intervenție de la Pocosul Spartac și intervine acum și reușește să respingă. Seseri și mingea este preluată pe partea stângă a terenului, de cei la Progresul Spartac. Mingea este transmisă de la distanță de Dinglă Parfeon la portarul Alexandru Soare. Acesta îl deschide pe Eduard Radu, pasă înapoi spre același Soare și acesta expediază balonul în afara terenului. Nu cred că ar fi avut o altă soluție portarul echipei bucureștene, Progresul Spartac, Alexandru Soare. Mingea ecoșează acum la Dan Beța. Dan Beța este întâmpinat acolo de Andrei Matei. Preferă să paseze înapoi spre Kevin Seseri și acesta pasează la Dumnezeu, la presat de Crivac. Pasă tot spre Dan Beța, Dan Beța mai departe deschide pe Robert Sierra, cu spatele la poarta adversă, talentă de la distanță, spre portarul Horia Iancu și acesta este obligat să degajeze terenul, ceea ce se și întâmplă. Mingea este recuperată însă de mijlocașul Robert Sierra. Robert Sierra deschide pe Maftei, Maftei mai departe, schimbă cu Ștefan Drăghici, combine și cu tot la Steaua, scapă singur pe poarta dreapta terenului, se ridică însă Fanionul de la margine, scapă David Maftei, dar se ridică Fanionul de la margine, se află în afara jocului și în minutul 45 va fi o lovitură liberă în favoarea Progresului Spartac în disputa cu CSEA Steaua. Meciul dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac este transmis în direct la prosport.ro pe canalele Facebook, YouTube, cu secvențe pe TikTok. Deci atenție să smătă colegul Ciprian Ștefan în studio Anca Rudăreanu și Florina Gămăescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuș. Acest meci este transmis cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Mingea ajunge acum la Seseri, traversează centrul terenului, pasează spre Bogdan Chipirliu, se ridică să facă de la margine. S-a scurs minutul 45, meciul va fi prelungit cu 2 minute în prima parte, am intrat în primul minut adițional cele două acordate de arbitru aceste partide de Mircea Strămin din Cluj-Napoca. Vă spuneam, o vreme admirabilă pentru fotbal, Gazelul se prezintă în condiții excelente, un joc spectaculos între CSEA Steaua și Progresul Spartac, însă replica echipei Progresul Spartac este una acidă. Sigur că nu defilează CSEA Steaua în meciul cu această formație care este purtător de la tânăr roșii. Mingea ajunge la Emilian Pașonel, în cercul median, așteaptă pasa Crivac. Cred că va primi Crivac, într-adevăr. Arsenu Crivac pe partea dreaptă, schimbă cu Andrei Paliu. Andrei Paliu mai departe, pasă pe partea dreaptă, terenul Mingea s-a făcut posesia lui Giovanni Petcu la marginea calului, 70 metri. Mingea este transmisă, însă așteaptă pasa Matei Andrei. Însă, iată acum, din nou posibilitatea de centrare în careu, 70 metri, centrare în careu! Balonul a trecut însă depășit suprafața de joc și va fi repus din cortul careului mic. Suntem în primul minut adițional din prima parte a întâlnirii dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac, un meci care contează pentru etapa a treia a play-out-ului, ligii a doua casa pariurilor la fotbal. Scorul este nemodificat din minutul 10, 2-0 pentru CSEA Steaua, care încearcă să declășeze o acțiune ofensivă, însă n-a mai alergat acolo Bogdan Chipirliu, bineînțeles că era în afara jocului și ar fi fost o lovitură liberă în favoarea formației Progresului Spartac. Mingea partea stângă a terenului este transmis doar pe partea stângă, însă nu se afla nimeni acolo. Andrei Florescu a încercat o acțiune ofensivă, a încercat să intre posesia mingii, însă mingea a fost transmisă prea tare și a fost repusă acum de David Maftei, de fundașul dreapta al Stelei. Mingea ajunge acum la Roberto Sierra, a primit pasa Robert Sierra de la colegul său, Kevin Seseri. Mingea o partea stângă și iată balonul în posesia lui, s-a aflat în posesia lui Robert Sierra și exact în această clipă, arbitrul partidului de Mircea Strămoșan din Cluj-Napoca, pune punct primei părți a întâlnirii, CSEA Steaua, Progresul Spartac, în a treia etapă a play-out-ului ligii a doua casă de fotbal, 2-0, autorul celor două goluri, Nesvio Era, minutele 9 și 10. Să vedem dacă voi avea posibilitatea să vă urmăriți și rezultatele la pauză din celelalte partide, fiindcă toate se dispută la ora 11, deci iată la ora 11, însă deocamdată se comunică legătura studio, o revenire peste aproximativ 12 minute. N-am izbutit să vă ofer și rezultatele la pauză din celelalte partide.
sunteți. Dragi iubitori ai fotbalului, revenim în transmisiune directă pe stadionul Steaua din partea sud-vestică a Bucureștilor, la meciul dintre CSA Steaua și Progresul Spartac. Iată înlocuiri în cele două formații. La Steaua a ieșit Rareș Ianciu, în locul său evoluează Adrian Popa. De asemenea, Dean Bența a fost înlocuit cu Daniel Vârteș, iar în locul vârfului de atac, Bogdan Chipirliu, evoluează Alexandru Voiciuc. Două modificări și în formația Progresul Spartac București. Nicola Stong a fost înlocuit cu Andreea Schilitoiu, iar în locul lui Andrei Florescu evoluează Bogdan Fârțânescu. Meciul a fi reluat peste câteva secunde la scorul de 2-0 pentru CSA Steaua în disputa Progresul Spartac. Autorul celor două goluri ale formației CSA Steaua, Ignacio Era, sunt minutele 9 și 10. Acum s-a luat jocul și mingea se expediată spre poarta formației Progresul Spartac, însă intervine foarte bine și reușește fundașul dreapta acestei formații să câștige și mingea este transmisă tot spre canalul de șezut al formației Progresul Spartac. Mingea pe partea stângă, balonul este transmis în posesia noului intrat în joc, a intrat Chiritoiu. A primit balonul, mingea se transmisă undeva spre mijlocul terenului, încearcă să reia acolo Paciulelu, îi zbutește, mingea se respinsă, cei de la Steaua încearcă o acțiune ofensivă, mingea se află în poziția lui Adrian Popa, un dribbling, pasă partea stângă a terenului, schimbă cu Eras mai departe, pasă la marginea careului, s-a încercat acolo Alexandru Boiciuc, a încercat o execuție pretențioasă, a încercat să paseze spre careul formației Progresul Spartac, deși se afla cu spatele și mingea este transmisă acum pe partea dreaptă a terenului, iată Andrei Matei în poziția mingii, Andrei Matei așteaptă pasa pe partea stângă, iată mingea în posesie, rămâne posesia formației Progresul Spartac pe partea dreapta lui. Atac la acestia, mingea în posesie lui Chiritoiu se întoarce, nu are cu cine să schimbe și iată a fost faultat și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Faulta asupra lui Andreea Chiritoiu. Faza se consumă în minutul 47 al partidei, în continuare 2-0 disputa dintre CSA Steaua și Progresul Spartac București. Un meci transmis în direct cu sprijinul Federației Române de fotbal și al EAD, transmis în direct la ProSport pe canalele Facebook, YouTube și cu secvențe pe TikTok. Regia tehnică semnată de colegul și prietenul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuș. Lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Paciunea execută, transmite la marginea careului, se transmite, schimbă cu Giovanni, șuta lui Petcu și mingea trece însă la vreo 6-7 metri de stârpul din dreapta al porții formației CSA Steaua. Faza se consumă în minutul 47 al partidei, scorul rămâne nemodificat, 2-0 pentru Steaua în disputa cu Progresul Spartac București, care a încercat acum câteva secunde o acțiune ofensivă, însă mingea a fost expediată, vă spuneam, la distanță de stâlpul în dreapta poziției formației steliste. Repune de la margine favoarea acesteia, mingea a fost repusă în joc, iată din nou mingea se transmisă însă pe partea stângă, însă nu se florease încă și va fi o repunere de la margine pentru formația Progresul Spartac. Mingea va fi repusă în joc, deocamdată nu au repus jucătorii de la Progresul Spartac, abia acum. Mingea partea stângă a terenului a încercat acolo o intervenție de lângă Parfeon. Mingea a fost expediată de cei de la CSA Steaua în afară, terenului va fi din nou out pentru Progresul Spartac. Execută tot Parfeon, repunerea de la margine, a schimbat cu colegul său, cu Giovanni Petru, mingea este transmisă tot spre Parfeon. Parfeon este discută pe numărul de acolo și a faultat în atac și va fi acum o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. S-a executat mingea la marginea careului de 17 metri, se întoarce acolo, iată Crivac, mingea este transmisă pe partea stângă, respinge însă foarte bine David Maftei, fundașul dreapta al formației este liste, mingea este preluată însă de Ștefan Drăghici. Pasă în partea dreapta terenului, alergă jucătorii de la CSA Steaua, însă nu se ridică fanul la margine, însă mingea a fost expediată prea tare, și n-a mai reușit acolo tot efortul de putin, Alexandru Boiciuc să intre în posesia mingii. Acum formația Progresului Spartac, a ieșit balonul în afara careului de 16 metri, balonul în posesia lui Andrei Pariu, au recuperat cei de la Steaua, mingea este transmisă acum spre Eras mai departe, pasă spre Boiciuc este între trei adversari, schimbă cu Ștefan Drăghici, acesta mai departe, pasă spre culoar, spre David Matei, centrare în careul de 16 metri și gol!
Autogol, Eduard Radu, în minutul 49, scorul devine 3-0 pentru CSEA Steaua în disputa cu Progresul Spartac. O neatenție a lui Eduard Radu, acesta a expediat balonul în stânga portarului Alexandru Soare, care n-a mai reușit să intervină, și din minutul 49, așadar, Steaua conduce pe Progresul Spartac cu scorurile 3-0 printr-un autogol semnat de Eduard Radu. Progresul Spartac s-a aflat aproape de a înscrie golul de 2-1, însă iată, în fotbal se știe, marile ocazii se răzbună. În pauza meciului, unei femei suporter i s-a făcut rău și a intervenit ambulanța pentru a acorda îngrijire medicală și a transportat la spital. Să sperăm că nu a fost ceva grav, i s-a făcut rău pur și simplu. Și acum va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. În minutul 51 am intrat acum, scorul este 3-0 în disputa dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. Lovitură liberă în favoarea formației Stelinse de pe partea stângă a terenului. Nu s-a executat încă unde 45 de grade de pe partea stângă. Va executa probabil tot Emilian Pacionel. Nu s-a ridicat încă. Cele două formații se grupează în careul de 16 metri al Stelinșilor. Zid din doi jucători al celor de la CSEA Steaua. De o parte stângă vor executa bucureștenii de la Progresul Spartac. Acum se execută. Mingea a fost deviată pe partea stângă, posibilitatea centrală de partea stângă a terenului. Centrale în careul 16 metri. Atacul formației Progresul Spartac continuă. Mingea a fost expediată în afara terenului. Paliu încearcă să trimită o pasă acum Eduard Radu pe partea dreaptă a terenului și mingea a fost expediată în afara terenului și va fi corner în favoarea formației Progresul Spartac. Pe partea dreaptă a executat foarte rapid Progresul Spartac această lovitură de la colț pe partea dreaptă a terenului. A executat Dan Fârțănescu, mingea se transmite în careul de 16 metri al formației steliste. Încearcă să respingă acolo Ștefan Drăghici. Balonul este disputat acolo între Drăghici și Petcu. S-a produs un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației steliste. Iată, lovitura liberă a fost executată, mingea a fost expediată pe partea stângă a terenului. Adrian Ilie a pasat, a schimbat cu colegul său, cu Adrian Popa, primește Adrian Ilie. Pasă însă spre foarte bună. A pasat exact la mijlocul terenului. Balonul în posesia lui Alin Paicu. Pasă pe partea dreaptă. Posibilitatea de nou de atac. Mingea s-a făcut la Roberto Sierra. Acesta a schimbat cu Eras. Mingea este transmisă însă tot pe partea dreaptă și balonul este transmis acum undeva spre Adrian Popa. Adrian Popa schimbă cu Ștefan Drăghici. Ștefan Drăghici cred că va transmite tot spre Adi Popa. Are în față doi adversari. Totuși preferă o pas înapoi spre colegul său, spre David Maftei. Mingea ricoșează la portarul formației steliste, la Horia Iancu. Mai departe, pasă pe partea dreaptă a terenului. Mingea ajunge posesia lui Robert Sierra. Pasă pe partea dreaptă, a schimbat foarte bine cu David Maftei. Mingea este însă transmisă în mod eronat. Recepția celor de la Progresul Spartac, care a receptat acolo foarte bine Paliu Crivac. Mingea este transmisă înapoi. Iată, se confruntă acolo Daniel Vârteș și acesta expediază balonul spre Adrian Ilie. Prea tare, nu mai ajunge balonul strema stângă formației bucureștene de la această fază. Adrian Ilie este refundat stânga. Mingea a fost transmisă la marginea careului de 17 metri. Atacul formației Progresul Spartac intervine cu celul stângă. Adrian Ilie și reușește să respingă. Mingea este preluată de cei de la Steaua și au posibilitatea acum. Capă Boiciuc, Alexandru Boiciuc, se apropie marginea careului, este singură, a intrat în careul de 17 metri. Cu celul stâng, șut acum! Bară! Șut! Balonul ricoșează din stânga, în afara terenului. Alexandru Boiciuc ratează, irosește această ocazie monumentală pentru Steaua, minutul 53 al partidei. Așadar, bară în contru formației steliste. Alexandru Boiciuc scăpase singur, a sârjit spre careul de 17 metri și mingea a fost șutată însă în sâpul din stânga, balonul ricoșând în afara terenului. Mare ocazie de gol pentru formația steliste de aș mări avantajul la 4-0. Mingea este receptată acum de Daniel Parfion, capitanul formației Progresul Spartac, cu balonul la picior. Pasează în cercul median. A încercat acolo să intervină Chirisuio, nu a izbutit. Mingea rămâne posesia bucureștenilor și iată Pacionul. Pacionul pasă la marginea careului de 17 metri. Mingea o parte dreaptă, Giovanni Petcu se ridică Fanionul de la margine. Șut acum! Însă mingea va fi repusă din colțul careului mic sau va fi o lovitură liberă în favoarea formației CSEA. Steaua în minutul 54 al partidei. Într-adevăr, s-a aflat în offside jucătorul de la Progresul Spartac și mingea a fost transmisă înapoi de Vârteș spre portarul Horia Iancu. Acesta l-a deschis pe David Maftei, pasă pe partea stângă prea tare și din nou va fi o repunere de la margine în favoarea Progresului Spartac din București. Execută foarte rapid Matei pasează înapoi, schimbă cu Giovanni Petcu. Intervine însă Adrian Ilie, expediază mingea tot în afara terenului. A repus
Iarăși, foarte rapid, Matei, mingea este receptată însă de Steaua prin Adrian Popa. Pasă însă foarte bună spre Robert Matei, spre Robert Sierra. Sierra în cercul median, intervine de la Progresul Spartac, câștigă prin Emilian Pacionel. S-a căzut un jucător la Steaua, jocul însă continuă, mingea este receptată însă de David Matei. Acesta pasează pe partea dreaptă a terenului spre Ștefan Regici și acesta transmite balonul în afară terenului pentru a primi grijile medicale colegul său, care se află căzut undeva în cercul median. Meciul este deocamdată întrerupt în minutul 55 al partidei. Scorul este 3-0 pentru formația CSEA Steaua în disputa Progresul Spartac într-un meci transmis în direct la ProSport pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe pe TikTok cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Acum mingea a fost transmisă spre cei de la Steaua. Gest de sportivitate, Ștefan Răghici pasează înapoi. Mingea se află la David Matei, acesta pasează pe partea stângă a terenului, deschide pe partea stângă a terenului, alergă Adrian Popa, nu mai reușește să ajungă balonul care s-a scurs în afară lui și va fi repus de formația Progresul Spartac. Dânile Parfeon este cel care va repune mingea în joc. Deocamdată nu va repune mingea în joc. Să vedem cine va ajunge balonul până la urmă. Iată Eduard Radu. El este șocat de, iată, greșește pasa. Intervenție foarte bună acolo a sterișilor. Mingea la Ștefan Răghici în careu. Mingea se speriată în plasă pentru formație Progresul Spartac, însă se ridicase fanionul de la margine. Ceaba Antal din Cluj-Napoca a ridicat fanionul, iar centralul Mircea Sălomir va dicta lovitură liberă în favoarea formației steliste, în favoarea formației Progresul Spartac București. Minutul 56 al partidei în continuare, CSEA Steaua Progresul Spartac 3-0, autorul golului al treilea al formației CSEA Steaua, al formației steliste, a fost Eduard Radu, fundașul sau stoperul central al Progresului Spartac, deci a fost un autogol. Iată presiune acolo la Alexandru Boiciuc, pe ce să intercepteze balonul. Mingea care îl distrăbește metri, îi spinge însă de acolo din nou Eduard Radu. Pasă spre Răduceu, Răduceu pasează pe partea stângă a terenului. Intervine de la Progresul Spartac și de această dată reușește să câștige. Gata, atac, Pacionel pe partea stângă a terenului. În jumătate terenă în formației săliste, mingea este receptată. Acum iată, Adrian Popa este faultat și va fi o lovitură liberă. Îl faultează Chivițoiu și va fi lovitură liberă în favoarea formației săliste. Minutul 57 al partidei, aici în genci, acestea Steaua, Progresul Spartac, în continuare 3-0. Lovitură liberă în favoarea formației CSEA Steaua, în favoarea formației săliste, din jumătatea proprie, pentru că a fost faultat acolo Adrian Popa. Încă nu s-a executat lovitura liberă. CSEA Steaua are un golaveraj acum foarte bun, are plus 5 și formația CSEA Steaua are acumulate până acum 34 de puncte. Deci a acumulat 34 de puncte, nu se ridică deocamdată Adrian Popa, el se resimte, acum s-a executat lovitura liberă. Mingea a fost transmisă, iată, de Robert Sierra, cred că el a fost jucătorul facultat. Mingea este transmisă din nou spre Robert Sierra. Robert Sierra pasează, schimbă cu Adrian Popa. Adi Popa în poziția balonului pe partea este întâmpinat acolo de Petcu. Mingea este transmisă de la distanță spre portarul formației bucureștenilor de la CSEA Steaua, Horia Iancu. Acesta degajează terenul, încearcă să intervină pe partea stângă a tutorului acolo Chivițoiu. Andreea Chivițoiu nu izbutește, mingea este receptată de David Matei. David Matei de la distanță întoarce pentru portarul Horia Iancu. Acesta degajează terenul, mingea în afară, mingea va fi out în favoarea formației Progresul Spartac. De pe partea stângă vor executa prin Bogdan Furținescu. Furținescu execută, pasă pe partea stângă a terenului. Posibilitatea de centrare în partea stângă a schimbat cu Emilian Pacionel. Mingea a fost expediată în afară lui. O repus rapid cei de la CSEA Steaua prin David Matei. Mingea ajunge la portarul Horia Iancu. Era întâmpinat de doi jucători de la Progresul Spartac. Mingea este expediată tot în afară terenului de joc. Iată, deocamdată sunt faze confuze în aceste clipe. Mingea a fost receptată de cei de la Steaua. Mingea la Robert Sierra, acesta deschide pe partea stângă, pasă pe partea stângă spre Adrian Ilie. Mingea este respinsă din fața sa de Danilă Parfeon. În afară nu își va fi out pentru formația stelistă. Mingea a fost repusă, pasă înapoi, insistă acolo Danilă Vârteș, Danilă Vârteș presat acolo de Giovanni Pet, expediază mingea spre portarul Horia Iancu și acesta pasează undeva spre mijlocul terenului. Scapă acolo pe contraatac, scapă pe partea dreaptă a terenului. Pasă spre marginea careului, prea tare a pasat însă David Matei. Sfârșise sigur pe extrema dreaptă, nu se afla nimeni acolo. Avea posibilitatea de a declanșa o acțiune ofensivă, n-a avut însă viteza de reacție necesară, n-a rezistat și a pasat telefonat și mingea a fost reținută de portarul formației Progresul Spartac de Alexandru Soare. Din nou mingea la Parfion, Parfion greșește pasa, intervenția lui pe partea stângă a terenului Eras. Ignacio Eras schimbă pe partea stângă cu Adrian Popa, pe spate de centrare. Centrare cu piciorul stâng în careul de 17 metri. Mingea în careul de 17 metri. Și de acum! Pasă transversală! Eras! Iată o acțiune
cursivă de atac, o centrare de pe partea stângă și mingea a fost ștersă de unul dintre fundașii formației Spartak în speță. Radu și va fi lovitură de la colț în favoarea Stelei de partea stângă, executată Dian Popa, această lovitură de la colț. Faza se costă 1,59 al partidei, 1,60 al partidei. În continuare, scorul este nemodificat. Acum Dian Popa, centrare în careul de 17 metri. Mingea este însă respinsă de cerea propriu-zisă Spartak, în afara careului de 17 metri. O posibilitate de a clasa acțiune pe contraatac. Bogdan Fârțânescu se complică să pasează. Mingea este respinsă însă de Fior. Pasă spre Petcu, Petcu mai departe, era presat și mingea este transmisă cu partea stângă. Posibilitate de contraatac. Pornește acolo Robert Răduciuiu, a pasat dincolo de fiorul terenului spre Paciunel. Mingea a fost respinsă de cei de la CSEA Steaua pentru moment, minge pe partea stângă a terenului și iată Fârțânescu pasează excelent pe partea stângă a terenului, continuă de acțiunea de atac acumulație progresul Spartak, pasă din nou pe partea stângă a terenului și mingea a fost respinsă. O combinație între Fârțânescu și Paciunel. Mingea a fost expediată tot în afară terenului și va fi out în favoarea formației progresul Spartak. Din nou Emilian Paciunel, Emilian Paciunel la 30 de poartă, transmite o pasă în careul de 17 metri spre Petcu, însă intervine acolo portarul formației Stelițe, Horia Iancu, celor ce se rețină. S-a scurs mai bine de un ceas din jocul dintre CSEA Steaua și progresul Spartak, meci care contează pentru etapa 3-a a ligii a 2-a Casa Pariurilor la fotbal, scorul este 3-0 pentru CSEA Steaua, care se află acum progresul Spartak, centrare în careul spre Petcu, centrarea a fost adresată prea tare de Chirisoiu și mingea va fi repusă de formația Stelista. Minutul 61 al întâlnirii, în continuare CSEA Steaua, progresul Spartak București, scorul este 3-0 pentru formația Stelistă. Mingea a fost respinsă și acum progresul Spartak încearcă o acțiune, dar mingea este transmisă de Paciunel înapoi spre colegul său, spre Paliu și balonul ajunge la portarul Soare. Soare mai departe schimbă cu Chirisoiu, Chirisoiu încerc cu median, deschidere, pasă pe partea stângă a terenului, balonul s-a aflat în procesia din nou a lui Chirisoiu, Matei Andrei așteaptă pasa, însă mingea este transmisă acum, intercepția celor de la Steaua, Adrian Popa deschide pe partea stângă a terenului prea tare și intervine portarul formației progresul Spartak, Arsenalul Soare și reține, se știse acolo Eras, Ignacio Eras, însă mingea a fost transmisă prea tare și n-a mai ajuns-o extrema stângă a Stelei. Acum balonul în posesia lui Radu, schimbă cu Răduciuiu, Răduciuiu era cât pe ce să fie depozitat, rămâne Răduciuiu în posesia lui, schimbă cu Emin Mea Paciunel, acesta în jumătatea proprie este presat acolo de Eras, rămâne posesia lui și pasează foarte bine, reprimește de la Danilă Parfion, minge pe partea centrală a terenului, revince de la Steaua, câștigă însă intervine foarte bine Danilă, respinge cu capul, nu a respins acolo cu capul Andrei Paliu și mingea rămâne în cercul median în posesia jucătorilor de la progresul Spartak, Emilian Paciunel a pasat însă, dar recepție minge o partea deaptă, Alexandru Boiciu pe partea deaptă a terenului, încearcă un dribbling, rămâne posibilă lui, pasă partea stângă a terenului, însă a pasat prea tare, s-a prezut și un foul și cred că va fi o lovitură liberă în favoarea formației. Iată, Paliu primește cartonașul galben pentru foul-ul comis asupra lui Alexandru Boiciuc și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Steliste. Minutul 63 al partidei, de lovitură liberă ce rămâne unul spectaculos cu o replică totuși bună a ultimei clasate progresul Spartak, ultimei echipe clasate progresul Spartak, o echipă antrenată de Andrei Remia. Sigur că formația progresul Spartak speră să își întărească lotul și să atace din nou revenirea în Liga a doua Casa Pariurilor la fotbal. Acum va fi o lovitură liberă în favoarea formației Steliste. Nu s-a executat încă zidul formației progresul Spartak din 3 jucători la un metru de linia care marchează careul de 16 metri formație progresul Spartak. Acum se fluieră, execută David Maftei, centrare în careul de 17 metri. Hop, acum! Balul trece pe lângă stârpul din dreapta porții formației progresul Spartak. Iată, a fost o execuție bună a Seliștilor. Cel care a expediat-o a fost Daniel Vârtej. A expediat balul cu capul, însă pe lângă stârpul din dreapta. Faza se costă 1,64 la partidei, scorul rămâne 3-0 pentru Steaua, disputat pe progresul Spartak. Se produce un foul pe partea stângă a terenului și va fi lovitură liberă în favoarea formației progresul Spartak. Se acordă un cartonaș galben. Daniel Vârtej este jucătorul avertizat de arbitru acestei partide de Mircea Solomin din Cluj-Napoca și va fi lovitură liberă în favoarea progresului Spartak. Încă nu a fost executată lovitura liberă.
CSEA Steaua insistă, Procurorul Spartac se apără. În orice caz, în ultimele 4-5 minute, meciul a fost unul echilibrat. Mingea se află la pațiunul acesta, se află între 3 jucători de la CSEA Steaua. Pasează totuși pe partea stângă a terenului, încercat să-l deschide pe Robert Răduceoiu. Mingea a fost expedită în afară terenului de cei de la CSEA Steaua și va fi acum repus de la marginea balonului. Partea stângă a terenului, Bogdan Fărținescu pasează înapoi. Mingea este repartă de cei de la Steaua, în momentul intervine acolo, foarte bine intervine Răduceoiu. Răduceoiu pasează în cercul media, din nou eliminat Pacionel. Pacionel la refață pe Eras, pasează foarte bine partea stângă, a schimbat cu Bogdan Fărținescu, mingea pe partea stângă. Au receptat cei de la Steaua prin Ștefan Drăghici și este pasa, intervenție foarte bună acolo a lui Robert Răduceoiu și mingea este transmisă pe partea dreaptă. Intervenție este acum Adrian Ilie, posibilitatea de contraatac pentru formația Steaua, avansează Adrian Ilie pe partea stângă a terenului, rămâne pe semnă Adrian Ilie, a încercat să-l depeseze Giovanni Petru, dar Adrian Ilie însă și-a prelungit pasa și mingea a fost expediată în afara terenului, i-a scăpat pur și simplu balonul de sub control și va fi depus din colțul terenului mic. Minutul 65 al partidei dintre CSEA Steaua și Procurorul Spartac București. Au trecut 20 de minute din repriza secundă a jocului din Ghencea. În continuare, avantaj de 3 goluri pentru formația CSEA Steaua. Se resimte Adrian Ilie. Cred că să nu cumva să facă vreo întorsă. În orice caz, cred că trebuie să intervine echipa medicală a Sălișilor. Și iată, jocul este oprit. Steaua se află pe locul al doilea în clasament, în clasamentul grupei B a play-out-ului ligii a doua, Casa Pariurilor. La fotbal are un golaveraj foarte bun, plus 5, a marcat 5 goluri CSEA Steaua în acest play-out. Sigur că ar fi trebuit să fie în play-off CSEA Steaua, dar a avut o evoluție ștearsă în sezonul regular și meciul este deocamdată oprit. Procurorul Spartac București a ajuns la minus 6 clasamentul adevărului, a scris un singur gol și a primit în schimb 7. Are un singur punct și este pe locul 7, pe locul ultim. Cele 14 echipe din play-out au fost împărțite în două grupe, grupa A și grupa B. CSEA Steaua se află în grupa B. Ca și FC Argeș, iată, încă o modificare, Adrian Ilie este înlocuit Valentin Bărbulescu. Și va intra Valentin Bărbulescu. Valentin Bărbulescu intră în acest moment în efectivul echipei sale. Minutul 67 al partidei, în continuare CSEA Steaua, Procurorul Spartac, în etapa 3-a ligii a doua, Casa Pariurilor, faza play-out-ului. 3-0 pentru CSEA Steaua. Au marcat o dublă Ignacio Eras în minutele 9 și 10, Eduard Radu autogol în minutul 49. Întrucât meciul a fost oprit, dar s-a luat în această clipă. A fost luată partida de pe arena Ghencea din capitală. În continuare, Steaua conduce cu scorul de 3-0 pe ultima clasată. Și iată, vă comunic rezultatele celorlalte partide din play-out la această oră. ACS Viitorul Târgu Jiu, Chindia Târgoviște 1-0 în minutul 69. În minutul 66, CSM Alexandria FC Argeș 0-3. În minutul 70, Concordia Chiajna, CSM Slatina 2-1, Concordia a întors, iată, scorul era 1-0 pentru CSM Slatina la pauză, CSM Reșița, Metalo Globus București 2-0, CSM Reșița și-a mărit avantajul, iar la Dej, Unirea se află la egalitate 0-0 cu CSC Dumbrăvița. A început și meciul dintre Cicereda și Corvinul Hunedoara sau FK Miercurea Ciuc și Corvinul Hunedoara. În minutul 27, scorul a devenit 1-0 pentru Corvinul, care, iată, are un parcurs excelent în aceste clipe. Mingea pe partea stângă, Robert Răduceoiu pornește un atac al formației sale, așteaptă paza Fărținescu. Mingea este expediată însă spre Clivac. Clivac a căzut, a fost faultat și va fi o lovitură liberă în favoarea formației. Profesorul Spartac s-a executat. Mingea ajunge din nou la imaginea Matunel, pasă în partea dreaptă a terenului. Mingea s-a împăsit la lui Parfum, Parfum mai departe pasează înapoi spre Giovanni Petru. Giovanni Petru pasă pe culoar, mingea în care unde se face metri. Atât încearcă acolo dribbling-uri Matei Andrei. Atacul formației Profesorul Spartac continuă. Șut acum! Trase transversală, Petcu șutează, minutul 69, scorul rămâne nemodificat, 3-0 pentru CSEA Steaua în disputa cu formația Procresul Spartac, cu ultima clasată. Repunere din colțul cărelui mic, minutul 69 al partidei CSEA Steaua, Procresul Spartac, cele două formații se bat încă pentru a crea acțiuni periculoase.
se bat pentru fiecare punct, dar sigur că victoria cred că n-are cum să fie scăpată de cei de la CSEA Steaua. În aceste clipe se pregătește încă o înlocuire în formație a procurorului Spartac. Îl văd la marginea terenului pe Mario Dumitru, să vedem pe cine îl va înlocui. Iată, îl înlocuiește Mario Dumitru pe Alexandru Crivac. Deci este o schimbare tot post pe post. Cea de-a treia schimbare la procurorului Spartac este a treia schimbare, a treia înlocuire. Deci a intrat, iată, și Mario Dumitru. Mario Dumitru a intrat pe teren în formația Progresul Spartac. Acum mingea va fi repusă în joc de formația Stelin Stăpânean, Horia Iancu. Am intrat pentru 70 al partidei dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. În continuare, 3-0 pentru CSEA Steaua. Am disputat Progresul Spartac, o dublă semnată de Eras și un autogol semnată de Eduard Radu. Mingea este recuperată de cel Progresul Spartac. Au câștigat acolo prin Bogdan Fărțânescu, repliat, mingea ajunge la Petcu, Petcu încercul, pasează undeva, noul intrat în joc, mingea Mario Dumitru, acesta pasează în partea stângă a terenului, schimbă cu colegul său de pe acea parte cu Bogdan Fărțânescu, este intervenit acolo și Adi Popa, mingea este recuperată, iată balonul în posibilitatea lui Răduceu, pătrunde pe partea stângă a terenului, posibilitate centrală de partea stângă a terenului și iată mingea a fost expediată în afară, terenului va fi repusă din colțul care mic. Declanșează acțiuni furibunde pe contraatac cei de la Procurorul Spartac, însă greșesc în adresarea pasei decisive. Mingea în posesia lui Daniel Vârtej, acesta pasează, schimbă cu Daniel Maftei. David Maftei, Maftei mai departe, pasă spre mijlocul terenului. Intervine însă foarte bine acolo și reușește să câștige Robert Răduceu. Mingea este recuperată cei de la CSEA Steaua. Mingea o parte a stângă a terenului, balonul în posesia lui David Maftei, acesta și caută un echiper marcat, prăbite o pasă, nu se ridică farmele de la margine, mingea a fost transmisă spre Eras, mingea ajunge totuși pe partea dreaptă, șut acum de distanță a lui Bănciuc, mingea este reținută de portarul formației Progresul Spartac de Alexandru Soare. Pasă partea stângă la Eduard Radu, acesta deschide pe Răduceu, Răduceu în posesia balonului, balon la picior în continuare, mingea este transmisă pe partea stângă spre Pacionul, Pacionul mai departe, a schimbat cu Petcu, mingea este transmisă înapoi și iată, noul intrat în joc, s-a aflat Mario Dumitru, mingea o partea dreaptă a terenului, posibilitatea centrală de partea dreaptă a terenului cu Bogdan Sfârțânescu și mingea este în afară de joc, va fi out în favoarea formației Progresul Spartac, întrucât Ștefan Dăinci a expediat mingea în afară terenului. Minutul 72 al partidei, depunere de la margine pentru Progresul Spartac București, nu a fost depusă încă mingea în joc, acum o va executa Bogdan Fârținescu, transmite înalt în care au 10 metri, respinge însă de acolo cu capul fundașul central al bucureștenilor de la Steaua, Daniel Vârtej, cel care a înlocuit pe Dan Beța, mingea este recuperată, deși era Progresul Spartac, s-a dat un fault și va fi o lovitură liberă în favoarea formației steliste, a fost faultat acolo mijlocașul Alin Raicu. Lovitură liberă în favoarea formației bucureștene. Alin Raicu a trecut în cealaltă jumătate a terenului, însă Robert Sierra a întors pentru Seserii și mingea ajunge pe partea dreaptă. Balonul în posesia lui Vârtej. Vârtej mai departe, Daniel Vârtej a schimbat cu David Maftei. Combine jucătorul de la Steaua. Aștepta pasă pe partea dreaptă, pe flacul drept. Însă a trebuit un fault acolo, a faultat acolo Adi Popa și mingea a fost recuperată de cei de la Spartac. Balonul în posesia lui Pacionul, acesta în cercul mediar. Pasează pe partea dreaptă, deschide pe Bogdan Fârținescu, acesta încerc concentrat la marginea careului, de afară careului de 70 metri, pasa lui Petcu din nou spre Fârținescu, pătrunde de dribbling, șut cu piciorul stâng! Mingea trece însă pe lângă stâlpul, din stânga partea formației, este liniște, cel care a expediat balonul a fost Bogdan Fârținescu, însă nu a avut precizie, balonul șutat de el și mingea a trecut pe lângă stâlpul din stânga, așa cum spuneam. Din nou, balonul este transmis, este întors spre Daniel Vârtej, a primit pasa de la David Maftei, pasă partea dreaptă, încearcă să rea acolo Adi Popa, încearcă Eras, Eras pasează, deschide pe partea dreaptă, leagă acolo să nu Bălciuc, iese, se cau camicaze. Portarul formației Progresul Spartac, însă nu soare și expediază mingea în afară terenului. Au și repus între timp balonul cei de la Steaua. Mingea a fost expediată pe partea stângă a terenului și recepție a lui Ștefan Drăghici. A trecut pe poziția de fundaș stângă, pasă pe partea stângă a terenului. Mingea se află în posesia lui, iată, s-a aflat în posesia lui Adi Popa la marginea terenului în care se întâmplă. Și acum! Balonul trece însă la vreo 1-2 de stâlpul din stânga al portei formației Progresul Spartac. A fost șutată mingea de Ștefan Drăghici prin surprindere, însă n-a avut precizie nici acest șut și mingea a fost recuperată de cei de la Progresul Spartac. Repune din colțul calului mic, mingea posesă lui Eduard Radu, acesta era presat și pasează spre același portar, spre Alexandru Soare. Alexandru Soare va degaja terenul, rămâne posesia balonului
Soare pasează pe partea dreaptă, mingea s-a luat în posesia lui Andrei Paliu, acesta mai departe a pasat, a schimbat cu Petcu. Petcu mai departe combină, reprimește Petcu, s-a produs un fault, însă a foltat acolo Eras, intervine centralul partidei, mingea s-a rămâne din Cluj, dictează lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Am uitat în minutul 74 al jocului din Ghincea, dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac, în continuare avantaj net de partea Stelei, 3-0, printr-o dublă și printr-un autogol. Mingea posesia lui Matei Andrei, acesta s-a vrut jumătatea proprie. Pasează pe partea stângă spre Eduard Radu, Eduard Radu are față un adversar, l-avea pe Adi Popa. A pasat spre Robert Liceoiu și mingea s-a spediată de cei de la Steaua prin David Matei, Maftei, în afară terenului. Va fi out în favoarea formației Progresul Spartac. Minutul 75 în gear partidei. Ne apropiem de a intra în minutul, în ultimul sfert de oră a jocului dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. În continuare, Steaua prinde 3-0. Pierde balonul Răduceu foarte ușor. Nici a fost recuperat însă de același Răduceu. A schimbat cu Paciunel. Paciunel pe partea între doi adversari. A fost faultat Paciunel și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. S-a executat mingea fetele la distanță apoi spre Eduard Radu, pasă spre Duceu. Combine jucătorii de la iată, a luat posesia lui Mario Dumitru pe partea stângă a terenului. Mario Dumitru încearcă să paseze acum, mingea a fost receptată de Paciunel și balonul se transmite acum spre Bogdan Furtinescu. Furtinescu vrea și balonul cu capul, intervine însă Ștefan Drăghici care câștigă, pasează foarte bine sub mingea fetele lui, mingea a fost expediată și recuperează iată cei de la Progresul Spartac. Mingea la Mario Dumitru, Mario Dumitru, rămâne pe semnalul pe partea stângă a terenului. Balonul în posesia acestuia așteaptă pasa Petcu, se complică însă jucătorul de la Progresul Spartac. Abia acum trimite și mingea se află la Petcu, Petcu pasează, încearcă să recupereze, nu izbutește mingea, totuși este recuperată de Giovanni Petcu. Petcu mai departe pasează, schimbă pe partea dreaptă, pasă spre Matei Andreiu, către ofensivă, atacă formația Progresul Spartac, pasă pe culoare pe partea dreaptă, trebuie spre Petcu, Petcu mai departe, în afara care unde se desmete, schimbă cu Bogdan Furtinescu, Bogdan Furtinescu, o centrare cu celul stâng în care unde se desmete, Mario Dumitru cu capul în care unde se desmete, posibilitatea de gol pentru Progresul Spartac, mingea este transmisă în careul de 17 metri, însă respinge de la Steaua, câștigă acum Petcu, Petcu intervine, este singur între trei adversari, pasă înapoi, șut acum și corner! A fost un șut expediat de Emilian Paciunel în minutul 76 al partidei, s-a acuit acolo Horia Iancu, portarul și capitanul Stelei și a expediat balonul în afara terenului. Fata se consumă în minutul 76 al partidei și iată, acum corner pentru formația Progresul Spartac, în care 11 metri, respinge cu piciorul stâng Ștefan Drăghici, în afara care 11 metri, mingea este receptată însă de Eduard Radu, pasă în partea stângă a terenului, Emilian Paciunel, pasă în partea stângă a terenului, balonul posesia lui Mario Dumitru, schimbă pe partea stângă a terenului, combine jucătorul Progresul Spartac, s-a încercat o centrare și corner! Sunt iată momente de presiune la poarta Stelei, am intrat în minutul 77 al partidei, în continuare scorul este nemodificat, 3-0 pentru Steaua. Progresul Spartac încearcă să înscrie golul de onoare, se străduiește de răsputeri, va fi o lovitură la colț executată de pe partea stângă de Emilian Paciunel. Sunt mulți jucători în careul formației bucureștene, este acolo și se află și Eduard Radu, poate el îl va răscumpăra greșeala din minutul 49 și va reuși să înscrie centrarea lui Paciunel în careul de 17 metri. A fost expediată mingea prea tare și va fi repusă de formația stelistă. Repune de la margine pentru Steaua, minutul 78 al partidei. Încă aproximativ 13 minute din acest joc. CSEA Steaua, Progresul Spartac. Scorul este 3-0 pentru steliști. Și acum, încă o modificare, Emilian Paciunel este înlocuit cu Alexandru Bărguț. Și iată și Daniel Parfeon va fi înlocuit cu Alexandru Străchinescu. Deci alte două modificări în formație antrenată de Andrei Ieremia, Progresul Spartac București. Acum va fi o repunere de la margine de formația bucureșteană, CSEA Steaua. Nu a fost repusă încă mingea în joc. Abia acum Ștefan Răghici a pus mingea în joc, tot el primește balonul. Intervine acolo Matei Andrei și încearcă să o centrare. Însă mingea a fost pusă din colțul lui mic. O execuție tehnică a celor de la Progresul Spartac București care a lăsat de dorit prin Matei Andrei. Mingea s-a aflat în posesia lui Parfeon. A schimbat cu... Nu, balonul s-a aflat în posesia
lui Mastei acesta, a schimbat cu colegul său, cu Daniel Vrteș, mingea a fost expediată spre careul formației Progresul Spartac, intervine acolo Robert, iată, își face de la Steaua, posibilitatea de atac pentru această formație, mingea o parte de atacatului, Adi Popa, ce n-are carul, se face în concentrare acum, din nou în carul, se face bine, se înalt acolo, Băciu cu capul, balul este transmis însă la vreo 4-5 metri de închetura barilor în dreapta porții formației e Progresul Spartac. Mingea a fost atinsă însă acolo de portarul Soare și va fi o lovitură la colț pentru formația stelistă. Execută Adi Pop această lovitură de la colț pentru formația bucureșteană. Minutul 79 al partidei s-a scurs deja, mutată minutul 80. Execută Adi Pop această lovitură de la colț pentru formația stelistă. Centrare în careul lui 17 metri și minge se expediată tot în afara terenului, însă va fi repus balonul din colțul carului mic. Am avut senzația că va fi un nou corner, dar se afla acolo, nu a atins balonul Eduard Radu și va fi repus balonul din colțul carului mic. Portarul Alexandru Saro, Soare execută, schimbă cu Arsenu Paliu. Acesta se află peste balonului. Balonul este transmis în afara careului de 70 metri. Mingea pe partea dreaptă, iată, intervine foarte bine Adi Popa, câștigă. Balonul a fost recuperat de Valentin Bărbulescu și mingea a fost expediat la foarte de joc de cei de la Progresul Spartac și va fi din nou o repunere de la margine pentru formația stelistă. Minutul 80 al partidei, vă spuneam, în controlare 3-0 pentru formația Steaua. Adi Popa este presat, pasă înapoi spre Ștefan Reghicea, cel mai departe îl deschide pe Robert Sierra. Robert Sierra este încolțit de 3 jucători, pasează, schimbă cu acela Ștefan Reghicea, pe un stâng, avansează pe flacul stâng. Rămâne Ștefan Reghicea pe serverul lui, partea stângă, pasă pe culoare excelentă, spre Alexandru Băciuc, pe partea stângă, Alexandru Băciuc și minge este speriat însă în afară de joc de Bogdan Fărținescu și va fi corner în favoarea formației steliste. Deci lovitură de la colț, din nou în favoarea formației Steaua. Trei jucători ai acesteia se află în careul formației Progresul Spartac București. Va fi așadar lovitură de la colț pe partea stângă efectuată de Adrian Popa. Minutul 81 a întâlnit centrare în fața părții, minge este respinsă, ajunge tot la Adi Popa. O spune din nou de centrare, în o centrare în careul, deci 10 metri spre Bănciuc, se termine spectacolul acolo și respinge cu capul prin plonjon. Eduard Radu, minge este recuperată de cei de la Steaua, pasă spre Ștefan Drăghici, Ștefan Drăghici la distanță, era prestat de Andrei Matei și pasează spre portarul Coreancu, a ieșit balonul în afara careului de 17 metri, pasă partea stângă spre Alexandru Voiciuc, nu se ridică falinul de margine Alexandru Voiciuc, la partea stângă trebuie să discute cu Paliu și acesta sfediază balonul în afara careului. Andrei Pariu a acordat cornerul, lovitură la colț în favoarea Stelei. Minutul 82 al partidei, Aghingencea în continuare, CSEA Steaua, Progresul Spartac 3-0. Lovitură la colț în favoarea Stelei, execută ca de obicei Adrian Popa, experimentatul mijlocaș ofensiv al Stelei. Transmite o pasă spre Valentin Bărbulescu în careul de 17 metri. Șut acum! Bărbulescu, minutul 82, 4-0 pentru CSEA Steaua în disputa cu Progresul Spartac. N-a mai centrat din corner Adrian Popa, l-a văzut demarcat pe Vali Bărbulescu și acesta a șutat de la circa 14 metri din unde 30 de grade în stânga portarului formației bucureștene Progresul Spartac. Așadar, din minutul 82, 4-0 pentru formația stelistă. Atac acum la formație, Progresul Spartac, mingea în afara careului de 17 metri. Bogdan Fărținescu pasează pe partea stângă a terenului. Șut acum! Pasă transversală! Scorul rămâne nemodificat. Deci, în minutul 82, 4-0 pentru formația bucureșteană. Gol marcat de Valentin Bărbulescu, cel care a intrat în repriza secundă în locul lui Adrian Ilie, accidentat. Mingea se transmisă în jumătate de terena formației, e Progresul Spartac, este respinsă mingea, dar intervine Ștefan Drăghici care câștigă, este în luptă cu doi jucători, pasă excelentă spre Eras, Eras mai departe, scutere Alexandru Boiciuc, pentru că partea stângă a terenului, faust în atac al lui Alexandru Boiciuc, termine centralul Mircea Salomir din Cluj-Napoca și dictează lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. 4-0, așadar, un meci extrem de spectaculos aici în Ghencea, între CSEA Steaua și Progresul Spartac. Progresul Spartac, o echipă care vă spun, joacă într-adevăr fără să se cramponeze în apărare. Iată că Progresul Spartac iese la joc deschis, creează acțiuni ofensive
însă ratează foarte mult. Nu izbutesc jucătorii de la Progresul Spartac să retreze careurile adverse și din cauza lipsei de absenței experienței. Mingea se află acum în posesia lui Petcu. Petcu este presat de doi jucători de la CSEA Steaua. Pasează înapoi spre portarul Alexandru Soare. Acesta deschide partea stângă a terenului pe Robert Răducioiu. Mai departe schimbă cu Bogdan Fărținescu pe partea stângă a terenului. Intervine acolo și transmite balonul în afară de joc. Robert Sierra și va fi out în favoarea formației Progresului Spartac. S-a executat Fărținescu pe partea stângă a terenului. Pasă partea stângă. Balonul a fost transmis în spre Mario Dumitru. Intervine și de la Steaua care câștigă mingea de talunțe pe partea stângă. Alergă acolo Boiciuc, însă se ridică faulul de la margine și va fi nu Eras, se afla în afara jocului și va fi lovitură liberă în favoarea Progresului Spartac. Minutul 85, ultimele 6 minute ale acestei partide disputate între CSEA Steaua și Progresul Spartac în continuare. 4-0 pentru formația seristă. Mingea va fi depusă în joc de formația Progresului Spartac. Eduard Radu este cel care va depune mingea în joc deocamdată printr-o lovitură liberă. Transmite acum dincolo de centrul terenului. Recep însă acel de la CSEA Steaua. Mingea a fost transmisă însă pe partea stângă a terenului. Insistă acolo, dar nu izbutește. Mijlocaște formația bucureștene să intervină. De-a lungul acesta a încercat acolo Alin Rai cu mingea pe partea dreaptă. Atacă formației Progresului Spartac, însă se produce un fault și lovitura liberă în favoarea formației seliste. Fault în atac, lovitura liberă în favoarea seliștilor în minutul 85 al partidei. Doar 5 minute și 10 secunde până la finele acestei partide din timpul regulamentar și scorul este favorabil bucureștenilor cu 4-0. Bucureștenilor de la CSEA Steaua. Acum lovitura liberă în favoarea seliștilor execută Horia Iancu. Acesta l-a înlocuit pe Adrian Frăcunescu între buduri. Și iată doar 5 minute, mai puțin de 5 minute până la finele întâlnirii în disputa dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. Scorul este 4-0 pentru formația stelistă. Minge o partea stângă și este expediat balonul în afară de joc de Eduard Radu. Va fi repunere de la margine în favoarea formației Progresul Spartac. Mingea a fost repus în joc. Iată balonul posesia lui Ștefan Drăghici. Acesta întoarce pentru Daniel Vârteș. Acesta îl deschide de marcat la mijlocul terenului pe Robert Sierra. Daniel Vârteș din continuare pasă pe partea dreaptă a terenului. Se șterge pe flancul drept acolo și intervine portarul excelent al echipei Progresul Spartac, Alexandru Soare, și respinge din fața lui Adi Popa. Mingea este transmisă acum din nou de formația Progresul Spartac. Balonul a fost transmis de Paliu pe partea dreaptă. Mingea posesează Bogdan Fărținescu, Fărținescu acțiune ofensivă pentru formația sa. A reușit să schimbe cu Petcu, Petcu mai departe. Petcu în posesia mingii, este talonat acolo de Adi Popa. Pasă însă pe partea stângă. Balonul s-a aflat în posesia lui Iritoiu. Și acum din nou pe partea stângă a terenului. Iată balonul Mario Dumitru. Schimbă Mario Dumitru pe partea stângă a terenului. Posibilitatea centrală, însă mingea a fost expediată prea tare de Robert Răducioiu și va fi repusă mingea din va fi repusă de formația stelistă. Minutul 87 al partidei dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac București, în continuare 4-0 pentru Steaua în disputa cu Progresul Spartac. Un meci transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD la prosport.ro pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe pe TikTok. Acum atacă formației bucureștene pe partea stângă a terenului. Eras pe partea stângă a terenului, însă se dă păstrat fără a fi faultat și va fi o repunere de la margine doar în favoarea formației steliste. Minutul 87, vă spuneam, meciul este transmis în direct la prosport.ro pe canalele Facebook, YouTube cu secvențe pe TikTok. Regia tehnică este asumată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, trioul editorial Aden Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuș. Mingea este transmisă, iată Boiciuc se bate pentru minge, pentru a câștiga acest balon. Balonul ajunge însă la Robert Sierra, însă s-a produs un foul și va fi o lovitură liberă în favoarea formației CSEA Steaua. Unul dintre jucători acesta este căzut și se ridică, este Petcu, jucătorul căzut și se ridică și va fi o lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac București. Va executa probabil această lovitură liberă Andrei Paliu, el n-a executat-o încă. Cedează locul lui Petcu, lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac, nu s-a executat încă. Dragi iubitori ai fotbalului, minutul 88 al partidei, mingea este transmisă însă pe partea dreaptă spre Dan Fărținescu, intervine Ștefan Drăghici care reușește să respingă și intervine acum și Sierra, se expediază balonul în afara terenului. Va fi repus balonul în joc, iată formația Progresul Spartac. Matei Andrei, Andrei a pasat în spre Depaliu, în Depaliu primește să Spartac, mingea însă a depășit terenul și va fi repusă de formația bucureșteană. Cel care repune mingea în joc este Ștefan Drăghici, deocamdată nu o repune, se întârzie minutul 89 al întâlnirii, aproximativ 2 minute din acest joc, din timpul regulamentar de la distanță, balonul este transmis însă de Seseri spre portarul Horia Iancu.
Corean cu pasează pe partea dreaptă, mingea posterior de Nelvrtej, acesta trimite o diagonală pe partea dreaptă a terenului. Alargă acolo Axelu Boiciuc, Boiciuc și mingea este transmisă în afară de joc, va fi corner. Cât pe ce să fie un nou autogol, însă iată, se va retune mingea jos din colțul celor mic, fapt ce atestă că nu a atins balonul fundașul central al formației Progresul Spartac, Eduard Radu. Mingea se află în posesia lui Mario Dumitru, acesta pasează pe partea stângă a terenului. Rămâne în posesia balonului Progresul Spartac, balonul s-a aflat în posesia noului intrat în joc, repriza secundă, cel care a intrat a fost, iată, Sărchinescu, Alexandru Sărchinescu, mingea o parte a dreapta terenului, încearcă să și reușește să câștige balonul Ștefan Drăghici și pune balonul acolo, Ștefan Drăghici însă îl expediază în afară terenului și a răspuns formația Progresul Spartac, balonul în joc, mingea la Sărchinescu, Sărchinescu pasează spre marginea căldurii și pe metri, încearcă să intervine cei de la Steaua, nu izbuțesc, mingea acum este transmisă pe partea deaptă, alergă acolo Matei, se vede dacă a reușit să stopeze balonul la stopat, e partea deaptă terenului, pune însă piciorul acolo și expediază Sesteri în afară terenului și va fi out în favoarea formației Progresul Spartac, minutul 90 al partidei. Scorul este 4-0 pentru CSA Steaua în disputa cu Progresul Spartac. Mingea la Bogdan Fârțânescu între doi jucători. Mingea este expediată în afară de joc de Sesteri și va fi corner în favoarea formației Progresul Spartac. Îl văd pe arbitru de rezervă al Sălului de Spină din București, să vedem cu cât va fi prelungit meciul la indicația lui Mircea Sărobin. El este cel care va decide cu câte minute va fi prelungită partida. Aici Ingencea, pe partea dreaptă, corner în favoarea formației Progresul Spartac București. Sunt ultimele secvențe ale minutului 90, minutul 90, centrale în carul de 16 metri, minge să respins, au încercat prin Sărchinescu cei de la Progresul Spartac și meciul a fost prelungit cu 3 minute. Ciut acum! Chiritoiu marchează Andreas Chiritoiu. 4-1 disputa dintre CSA Steaua și Progresul Vulcan și Progresul Spartac București. Gol marcat de vârful Andreas Chiritoiu în minutul 90. Cred că ne aflăm în primul minut adițional. Meciul a fost prelungit aici, vă spuneam, cu 3 minute și iată că până la urmă formația Progresul Spartac reușește să spargă gheața. 4-1 disputa dintre CSA Steaua și Progresul Spartac București. Golul este marcat în minutul, să-l credităm, în minutul 90. Mingea se află acum în afară terenului, va fi out în favoarea formației steliste. A expediat balonul în afară terenului Robert Răducioiu, fundașul central al formației Progresul Spartac și acum va fi o lovitură la colț în favoarea formației steliste. Pe partea dreaptă va executa David Maftei. Acest gol de partea dreaptă, Steaua țintește să înscrie golul cu numărul 5. Să vedem dacă va și izbuti lovitura la colț. David Maftei de pe partea dreaptă transmite la similețime în fața porții. Mingea se transmite din nou pe poarta formației. Progresul Spartac intervine în Alexandru Soare și reușește să rețină. A încercat acolo să rea Robert Sierra, n-a izbutit. Mingea a fost respinsă și acum Petcu. Petcu mai departe pasează, schimbă cu Sărchinescu. Mingea se transmite pe partea dreaptă spre Matei. Matei, intercepția balonului, pasă pe partea dreaptă. Combine din nou Petcu. Petcu rămâne pe balonului. Cu Petcu pe balonului. Așteaptă pasa Sărchinescu. Mingea în carul de 16 metri. Încercase acolo să intervine din nou Andrea Siritoiu, dar mai rapid a fost portarul formației esteliste. Horelean cu acesta roșii se rețină. Mingea a fost transmisă acum spre Seseri. Kevin Seseri pasează partea stângă. Posibilitate de contact cu formația bucureșteană. Mingea la Adi Popa. Adi Popa rămâne pe balonului. Sigur, pe stânga terenului, încerc bine Paliu. Paliu, balonul ajunge la, rămâne la Adi Popa. Centrare în careu, cu capul spre, se ridică Fadionul de la margine. Șut acum! În plasa exterioară al lui Boiciuc, însă se ridicase Fadionul de la margine. Arbitru asistent de pe acea parte, Ceaba Antal din Cluj, a ridicat Fadionul, iar centralul Mircea Solomir a dictat lovitură liberă în favoarea formației Progresul Spartac. Am intrat în al doilea minut adițional din jocul dintre CSA Steaua și Progresul Spartac. Scorul este în continuare 4-1 pentru CSA Steaua în disputa cu Progresul Spartac. Mingea ajunge în posesia lui Sărchinescu, acesta este întâmpinat de Eras, care expediază mingea în afara terenului, va fi out pentru formația Progresul Spartac București. Golul le pune de la margine, nu mai au timp jucătorul de la Progresul Spartac. Exact în această clipă, arbitru acestei partide, Mircea Sărobin din Cluj-Napoca,
pune punct jocului dintre CSEA Steaua și Procuzul Spartac. 4-1 pentru formația senistă disputată cu Procuzul Spartac. În etapa a treia, a ligii a doua, Casa Paniului la fotbal, faza play-out-ului. Autoreștilor 5 goluri, Ignacio Eras, o dublă în minutele 9 și 10, Eduard Radu, autogol și Valentin Bărbrescu, 82 pentru CSEA Steaua. Golul de onoare a formației Progresului Spartac fiind opera lui Alexandru Chirițoiu în minutul 90. Ne vom reîntâlni mâine, transmisiune directă la Slobozia de la ora 11, la meciul dintre Unirea Slobozia și Gorea Buzău. Meci de acas, are etapa a 4-a play-off-ului, ligia a 2-a, Casa Pariurilor la fotbal. O rog pe colegul Ciprian Ștefan să primită legătura în studioul Central ProSport. Toate cele bune, numai bucurii!